pentru 11 persoane. În data de 19 noiembrie, Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a audiat candidații propuși de fracțiunile parlamentare și organizațiile societății civile la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare. Fiecărui candidat i-au fost adresate aceleași întrebări agreate de membrii comisiei pentru a pune toți candidații în aceeași situație. Întrebările au fost agreate până la începerea ședinței. Ședința a fost înregistrată audio și video, iar materialul înregistrat se va păstra în arhiva comisiei. După audierea tuturor candidaților, comisia a decis prin vot candidații care ar urma să fie desemnați. Fiecare membru al comisiei a oferit fiecărui candidat ales un punct sub formă de vot, reieșind din propria convingere, având drept temei experiența profesională a fiecăruia, competențele confirmate în cadrul audierii și informațiile publice concludente cu privire la candidați. Prin votul majorității membrilor comisiei au fost selectați următorii 7 candidați. Mulțumesc. Arcadie Gherasim, jurnalist, lector universitar la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării al Universității de Stat din Moldova, a absolvit Facultatea de Filologie, secția de jurnalistică a Universității de Stat, a urmat cursuri de perfecționare la Institutul de Perfecționare a Calificării de pe lângă Comitetul de Stat pentru Televiziune și Radiodifuziune al URSS, cursuri de management BBC, cursuri de management în domeniul pregătirii cadrelor de jurnaliști la Universitatea Columbia din Missouri, Statele Unite. Arcadie Gherasim are o vastă experiență în domeniul jurnalismului, deținând de-a lungul timpului mai multe funcții în domeniu. Corespondent la Compania de Stat Teleradio Moldova, șef de secție, redactor șef adjunct, redactor șef al redacției de actualități la Radio Moldova, director general TV Moldova, producător general la Stil TV, producător general director al postului municipal de televiziune Euro TV Chișinău, redactor șef adjunct al ziarului Timpul, director de programe la postul de televiziune Vocea Basarabiei, a avut 5 nominalizări în topul celor mai buni 10 jurnaliști ai anului. Sergiu Stanciu este licențiat al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, România, a participat la diverse cursuri și stagii de formare, a deținut mai multe funcții de conducere atât în domeniul privat cât și în instituții publice, editurile Prut Internațional și Univers Educațional, Radio Chișinău, Radio România, Direcția Informațională Analitică a Parlamentului Republicii Moldova, Institutul Muncii, a fost viceministru la Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2015. Corneliu Popovici, istoric, vicerector al Institutului Internațional de Management Iminova, absolvent al Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, România, doctor în filozofie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, experiență profesională, lector universitar, prodecan, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, conferențiar universitar, șef catedră la Academia de Administrație Publică, pe lângă președintele Republicii, a fost consilier al președintelui Republicii Moldova și ministru al Educației, Culturii și Cercetării 2019-2020. Aurelian Danilă, director adjunct al secției Științe Sociale, Economice și Umanistice a Academiei de Științe a Republicii Moldova, a deținut funcții de ambasador al Republicii Moldova la București, în Austria, prim viceministru al afacerilor externe, în perioada 94-95, ambasador al Republicii Moldova în Germania. Activitatea didactică și de cercetare include activitate la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, director și cercetător științific la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe, secretar științific la secția științe socio-umanistice a aceleși instituții. A fost rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și prim viceministru al culturii în perioada 1981-84. Loreta Handrabura este doctor în filologie, expert în educație pentru media și politici de gen, a fost conferențiar universitar la Facultatea Filologie, Catedra Literatură Română și Comparată a Universității Ion Creangă, este autoare de curriculum, manuale și materiale didactice pentru învățământul general, profesional, tehnic și universitar, formator în diverse programe și proiecte inovative de formare continuă a cadrelor didactice, dar și a reprezentanților din diverse domenii profesionale. În perioada 2009-2015 a deținut funcția de viceministru al educației, iar în 2015-2016 cea de ministru al tineretului și sportului. Cristian Jardan este jurnalist de profesie, are o experiență de peste 12 ani de lucru în mass media din Republica Moldova, a activat în televiziunile ProTV, Chișinău, Media Production, GMG. Din 2015 și până în 2020 a fost proprietarul și administratorul Unimedia Info. Din februarie... Domnul Șoimaru, vă rog. Majoră sau... Nu, fiecare candidat în parte. Da.
Asta urma să anunț. Am înțeles. Fiecare candidat în parte. În condițiile rapoartelor, celor două rapoarte, stimați colegi, supunem votului candidatura domnului Arcadie Gherasim. În calitate de membru a Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al furnizorului public național de servicii media. Rog, inițiem procedura de vot. Candidatura domnului Arcadie Gherasim a întrunit 81 de voturi. Vă mulțumim. În continuare, supun votului candidatura domnului Sergiu Stanciu. Rog, inițiem procedura de vot. Candidatura domnului Stanciu a acumulat 79 de voturi. Doamna Greceanu, vă rog, da, suntem în procedură de vot. Vă rog. Domn președinte, rectificare are domnul Stanciu 80 de voturi. Scriți-l și pe meu, eu m-am greșit. Așa, am văzut acum. Ok. Pentru stenogramă, 80. Bine. Așa. În continuare, supun votului candidatura domnului Corneliu Popovici. Vă rog, inițiem procedura de vot. Candidatura domnului Popovici a întrunit 81 de voturi. În continuare, supun votului candidatura domnului Aurelian Dănilă. Inițiem procedura de vot, vă rog. Candidatura domnului Aurelian Dănilă a întrunit 75 de voturi. Vă mulțumim. În continuare, supunem votului candidatura doamnei Loreta Handrabura. Rog, inițiem procedura de vot.
Doamna Handrabura a acumulat 80 de voturi. Vă mulțumim. În continuare, supun votului candidatura domnului Cristian Jardan. Rog, inițiem procedura de vot. Domnul Jardan a acumulat 81 de voturi. Vă mulțumesc. Și, desigur, supun votului candidatura doamnei Irina Mațenco. Rog, inițiem procedura de vot. Candidatura doamnei Mațenco a acumulat 79 de voturi. Stimați colegi, pentru stenogramă mai dau citire încă o dată rezultatelor votului. Domnul Arcadie Gherasim, 81 de voturi. Domnul Sergiu Stanciu, 80 de voturi, cu concretizarea doamnei Greceanei. Domnul Corneliu Popovici, 81 de voturi. Domnul Aurelian Dănilă, 75 de voturi. Doamna Loreta Handrabura, 80 de voturi. Domnul Cristian Jardan, 81 de voturi. Și doamna Irina Mațenco, 79 de voturi. Acum supun votului în întregime proiectul de hotărâre 368 din 23.11.2021, proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri ai Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Furnizorului Public Național de Servicii Media, cu rezultatele anunțate mai sus. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 368 din 23.11.2021, proiect de hotărâre pentru desemnarea unor membri ai Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Furnizorului Public Național de Servicii Media, susținut de 81 de deputați. Vă mulțumesc, stimați membri ai Consiliului, felicitările noastre, mult succes. Știm și voi, noi știm cât dumneavoastră știți că aveți mult de lucru. Baftă și o zi bună! Vă mulțumesc. Stimați colegi, propun să continuăm activitatea noastră deja cu tribuna guvernamentală și să luăm proiectul 365, proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, proiectul din 22.11.2021, lectura întâi, domnul Budeanschi, vă rog.
Stimatele domn președinte, stimați deputați, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetară fiscală pentru anul 2022. Înainte de a iniția acest proces, pe 18 septembrie, Ministerul Finanțelor a organizat discuții cu asociațiile de business și alți actori pentru a pune în revistă, pentru a identifica care sunt cele mai importante probleme ce țin de mediul de afaceri. La această ședință au participat 21 de reprezentanți a asociațiilor de afaceri și câțiva experți. Din cele mai importante asociații au fost 15 la număr, asta în contextul discuțiilor care le-am avut în comisie. Pot să dau lista cine a participat, dacă cineva este interesat. În rezultatul acestor discuțiilor s-a constatat că problemele ridicate de majoritatea din aceste asociații comportă un caracter complex ce țin de sistemul de impozitare sau comportă anumite modificări substanțiale în structura veniturilor la bugetul de stat. De asemenea, o parte din propuneri care au venit de la asociațiile de afaceri sau de la autoritățile publici locale sau de la patronate sau de la sindicate necesită discuții mai substanțiale între actori, deoarece unele din propuneri sunt contradictorii. Din aceste considerente, ținând cont de faptul că timp pentru a avea discuții consistente era destul de puțin pentru politica bugetară pentru anul 2022, s-a decis ca să venim pe o variantă destul de suplă a acestei legi, de asemenea, ținând cont de faptul că în anii precedenți, în această lege deseori erau incluse și acte normative care puteau fi aprobate pe parcursul anului bugetar separat. Deci, cumva, politica bugetară fiscală era așa un fel de document în care se înglobau mulțimi de alte acte normative, nimeni nu dovedea bine să le discute și aceasta crea probleme chiar atunci când se intenționa la prima vedere să se rezolve o problemă. Printr-o problemă se creau altele. Și acest proces continuă, dacă dumneavoastră ați urmărit, deja de ani buni. Noi tot perfecționăm în fiecare an cu o mulțime de legi, modificări într-o mulțime de legi, modificări la codul fiscal, dar, să spunem așa, situația privind mediul de afaceri nu s-a îmbunătățit substanțial. Deci, Ministerul Finanțelor a păstrat câteva principii, a avut câteva principii la baza abordării acestei legi și anume subiectele complexe, subiectele complicate care necesită discuții mai largi, mai consistente, inclusiv între actori, să fie lăsate pentru procesul bugetar normal sau pentru procesul legislativ normal sau să fie incluse în procesul bugetar pentru anul 2023, care va fi inițiat în luna decembrie anului în curent și va fi finalizat în luna mai anul viitor. Principalele prevederi reflectate în proiect sunt următoarele. Alocarea de 100% de
din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor către bugetele locale, ce va spori finanțarea primăriilor a infrastructurii drumurilor. Aceasta a adus un plus de 434 de milioane de lei. Majorarea cuantumului scutirilor personale, în special doresc să scot în evidență dublarea scutirii pentru persoanele întreținute, de la 4.500 la 9.000 de lei, ce este o măsură destul de costisitoare, dar a avut intenția pentru a îmbunătăți situația familiilor cu copii și în special cei care au mai mulți copii. Măsura aceasta pentru legate de scutirile personale costă bugetul estimativ 290 de milioane de lei. De asemenea, legea prevede perfecționarea regimului fiscal aplicat asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, ce va permite includerea cheltuielilor cu acea cotizație la asociații ca cheltuieli deductibile. Această măsură vine să faciliteze crearea acestor asociații și funcționarea lor mai bună. S-a modificat cuantumul impozit pe venit, reținut la surse de plată, din câștigurile de la jocurile de noroc, de la 12% la 18%. Aceasta, pentru anul viitor, se prevede un venit suplimentar de 7 milioane lei. De asemenea, a fost anulată scutirea pe impozitul pe venit reținut la sursa pentru achizițiile de deșeuri, de metale, hârtie, plastic și altele. Din această măsură se prevede un plus de 50 de milioane de lei, care vin în principal de la deșeurile metale. De asemenea, în proiect sunt prevăzute modificarea sau revizuirea cotelor accizelor pentru câteva produse din tutun, în vederea uniformizării acestora și implementării prevederilor acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, precum și asigurării protecției sănătății cetățenilor. Aceasta se referă, în primul rând, la țigări de foi și trabucuri care conțin tutun, acele care dumneavoastră probabil le cunoaște sub denumirea sigarilos, și vin cu modificarea constă în includerea unei taxe fixe, unei cote fixe de 959 de lei pentru anul 2022, suplimentar la cele 41% care existau în politica fiscală din anii precedenți. De asemenea, a fost inclus încă un articol, cartușe și rezerve pentru țigarete electronice, preparate destinate utilizării în cartușe și rezerve pentru țigaretele electronice. A fost introdus 1.957 de lei acciza pentru un litru pentru anul 2022. Proiectul prevede ajustarea prevederilor aferente taxelor locale ca urmare a hotărârii Curții Constituționale din 14 septembrie 2021 de neconstituționalitatea prevederilor articolului 7, punctele 78-87 din legea 257 din anul 2020 cu privire la modificarea unor acte normative. Cu alte cuvinte, această prevedere se referă la acea discuție privind plafonarea taxelor locale, prin care Curtea Constituțională a spus că ele sunt neconstituționale. Prin urmare, s-a adus în conformitate codul fiscal această decizie, această hotărâre. A fost eliminată taxa pentru serviciile de telefonie mobilă, care actualmente constituie 2,5%. Aceasta va duce la o diminuare de 42 milioane lei pentru anul 2022,
având în vedere că pentru anul 2022 era prevăzută cota de 1,5% față de prezent 2,5%. Această eliminare a taxei are la bază, în primul rând, însăși faptul că această taxă era o suprataxă, de fapt, ea nu avea un regim, să spunem așa, normal de taxare, însă este și a doilea parte a acestei eliminări. Ea va ajuta operatorii de telefonie mobilă să implementeze mai rapid acea prevedere privind roaming-ul cu țările din Uniunea Europeană. De asemenea, a fost revizuită metoda de calcul a amortizării pentru rezidenții parcurilor pentru tehnologia informațiilor la intrarea sau retragerea din parcurile IT și acum aceste prevederi vor putea fi aplicate în luna în care un membru a IT parcului intră sau iese. Un alt compartiment din proiectul de lege vizează modificări pe domeniul salarizării, ce au drept scop remedierea unor solicitări din partea autorităților publice privind nivelul scăzut al salariului pentru conducătorii auto și cadrele didactice din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică. Același act normativ prevede majorarea salariului minim pentru personalul din sector bugetar de la 2.200 de lei la 3.100 lei, luat în calcul pentru achitarea plății compensatorii, ca diferență dintre minimul de 3.100 de lei și salariul lunar calculat în condițiile legii. Această modificare înglobează un număr destul de mare de salariați cu salarii mici. Vreau să vă reamintesc că în partea de jos a salariaților cu salarii la nivelul salariului de minim avem circa 46.000 de salariați cu diferite variații, dar se află la această zonă joasă de salarizare și iată aducerea lor la un mai aproape de nivelul mediu de economie este o mare provocare pentru bugetul Republicii Moldova. De asemenea, proiectul de lege conține prevederi în vederea executării hotărârii constituționale numărul 16 din 2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 27, alineatul 5, din legea 270 privind sistemul unitar de salarizare în sector bugetar și a punctelor 21 și 8 din anexa numărul 6 la hotărârea Guvernului numărul 1231 din 2018 pentru punerea în aplicare prevederilor din legea 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Această prevedere se referă la situația când s-a introdus legea 270, a fost o prevedere că cei care au avut salarii mai mari decât cele care reieșau din aplicarea legii 270, se mențineau salariile. Dar pentru o categorie de persoane care au fost detașate, la reîntoarcerea în funcții nu era aplicată această normă, la care Curtea Constituțională a spus că este nevoie să fie aplicate și pentru această categorie de persoane. După cum vedeți, cele mai importante prevederi acestei legi sunt destul de, să spunem, prudente. Nu am atins subiecte majore care necesită cheltuieli mari din bugetul de stat, ținând cont de faptul că anul 2022 este un an care are mari provocări pe creșterea economică, pe creșterea prețurilor
și pentru a păstra nivelul de venituri consistent față de anii precedenți și a avea acest spațiu fiscal pentru politicile sociale, în primul rând, și sănătate, s-a decis să se meargă pe această abordare. Dar, încă o dată, repet, procesul de discutare cu toți actorii interesați în modificarea codului fiscal, în special, va fi inițiat în timp apropiat și o să avem discuții consistente pe toate subiectele ridicate, inclusiv și la ședințele de care am pomenit anterior. Ținând cont de cele menționate, rog Parlamentul să susțină acest proiect de lege. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru. Prima întrebare, doamna Bondarenco. Mulțumim, Elena Bondarenco, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Domnule ministru, în afară de acele 100% transferuri din fondul rutier pe contul bugetelor unităților administrativ-teritoriale din nivelul 1 și 2, ce măsuri de consolidare a autonomiei locale prevede proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor? Mulțumesc pentru întrebare. După cum dumneavoastră cunoașteți foarte bine, consolidarea autonomiei financiare a autorităților publice locale este o prioritate a guvernului. Însă această sarcină, acest obiectiv nu este posibil de realizat prin măsuri fragmentare, așa cum s-a încercat în anii precedenți. Și asta vă rog să nu o luați în cuvânt, în sens de rău. Problema este că pentru a ajunge la un nivel echitabil de autonomie financiară în autoritățile publice locale, este nevoie de armonizat foarte bine și competențele, nivelul central și nivelul local, și modul în care aceste venituri sunt colectate la autoritățile publice locale. Dacă mergem pe ideea, în continuare, că printr-o anumită măsură de tipul, iată cum este taxa pentru drumuri, care a fost alocată autorităților publice locale, care îmbunătățește situația, dar nu o rezolvă, noi riscăm să destabilizăm în general tot sistemul bugetar în Republica Moldova. Din acest punct de vedere, noi o să avem discuții cu autoritățile publice locale, cu organele centrale, cu Parlamentul, pentru a găsi acel echilibru între autoritățile centrale și locale, astfel încât în baza acelui echilibru, acelui concept, să putem să venim cu un concept de finanțare și de alocare a resurselor, inclusiv din bugetul de stat, pentru autoritățile publice locale. Dar aceasta este un proces care necesită, după cum vedeți, un mecanism și o perioadă mai lungă de timp. Dacă ne referim doar la acele măsuri care sunt în politica bugetară fiscală de anul ăsta, deci aceasta este o măsură, dar după cum am menționat în proiectul de buget, deoarece pe politica bugetară fiscală nu putem veni cu mai multe și mai consistente, să spunem, măsuri fără a revizui întreg sistemul, noi am venit cu mecanismul acela de formare a unui fond pentru autoritățile publice locale, în care autoritățile publice locale vor putea să își dezvolte proiecte, să se implementeze proiecte în localitățile din țară. Mulțumesc, doamna Bondarenco, a doua întrebare. Mulțumim pentru răspuns la prima întrebare. Sper că o să vă țineți de cuvânt și o să aveți acel dialog despre care declarați de la tribuna Parlamentului, că sunt la curent, sunt și eu în relații foarte bune cu Calmul și urmăresc și pagina Calmului în rețelele sociale, că
în ultimele, cel puțin două luni, nu prea ați avut timp să discutați cu calmul și văd că nicio propunere calmului practic nu a intrat în politica bugetar-fiscală. Întrebarea a doua. Ce măsuri de susținere agriculturii? Bugetele administrației publice locale, în special în primării, venitul din buget, acestor bugete locale este în continuă descreștere. Nu, lipsa forțelor de muncă, nedezvoltarea domeniului de afaceri în aceste localități, pe când alocările din bugetul național sunt în creștere. Totuși, în viziunea dumneavoastră, care ar fi o strategie de acum încolo, că dacă până acum a fost rău, ce de făcut în aceste localități pentru a mări veniturile la bugetele locale, în special în localitățile rurale? Acțiuni concrete, dacă cel puțin trei, da, puteți să ne spuneți. Mulțumesc pentru întrebare. Eu am încercat să răspund la această întrebare puțin mai devreme. Deci, uitați-vă, dacă ne uităm la realitatea Republicii Moldova, autoritățile publice locale nu au surse care pot fi atribuite autorităților locale, astfel încât majoritatea din ele să-și acopere cheltuielile strict necesare pentru a-și îndeplini contribuțiile care sunt menționate la ziua de astăzi în legislație. De aici rezultă că din acele impozite care sunt atribuite sistemului central, este nevoie de venit cu o parte din ele pentru autoritățile publice locale. Iată, aceasta, din punctul meu de vedere, și este calea pe care noi trebuie să mergem. Dar pentru a face o astfel de pas, noi ne avem nevoie pentru a determina, iată, această plapumă la nivel local, care ea este și cum ea va fi repartizată de la nivelul central spre nivelul local. Nu este normal atunci când autoritățile publice locale intervin cu solicitări suplimentare pe diferite domenii la bugetul de stat pe parcursul anului bugetar. Noi trebuie să asigurăm o finanțare a autorităților publice locale într-un mod echitabil, fără a distribui excesiv resursele centrale, fiindcă altfel ele își pierd efectul economic, dar în același timp, ca acele autorități publice locale care, din punct de vedere a capacității lor, sunt capabile să genereze venituri, să creeze locuri de muncă și așa mai departe, să poată acest lucru să o facă. Din cât eu cunosc în alte țări, similare cu Republica Moldova, unde surse de finanțare locale nu există, s-a mers pe această cale. Iată, acesta este, să spunem, o direcție pe care noi putem să avem discuții, dezbateri și sper că în final vom găsi acel echilibru între obiectivele la nivel central și competențele la nivel local, fiindcă și dumneavoastră și cei de la nivel local, de fapt, sunt persoane care au fost alese pentru a face și a aduce bine acestei țări. Domn Burduja, a doua sau a treia, nu mai țin minte. Vă rog, microfonul. Mi-a rămas câteva secunde, de ce pentru precizare. Domn ministru, în stil mai simplu, cumva, pentru simplu cetățean, pentru că bănuiesc, nici dumneavoastră n-ați înțeles, ați spus. Domnul Duja, eu pot să repet încă o dată, mai simplu. Deci, mai simplu este în felul următor. Trebuie de rezolvat această problemă, dar nu de discutat despre ea, așa cum s-a discutat până acum. Domnul Marian, următoarea întrebare. Da, mulțumesc mult, domn președinte. Domn ministru, eu am o întrebare despre salariul minim. Am văzut că se majorează salariul minim pentru sectorul bugetar de la 2200 la 3100 de lei. Într-adevăr, este o măsură extrem de importantă și o mare parte din acești cetățeni care lucrează la stat, mă rog,
salariilor nu sunt în corespundere cu cerințele actuale. Eu tot ce vreau să întreb, care este numărul beneficiari, de beneficiari direct a acestei măsuri? În sens că câte persoane în acest moment au un salariu care nu depășește, care la 2200 salariu minim și o să beneficiază această majorare de 40% la salariul. Mersi. De câte persoane vorbim aici? Mersi. Mulțumesc. Eu o să întreb doamna Scleruc dacă poate să ne spună, sau doamna Dina Roșca, dacă poate să ne spună numărul de persoane care sunt încadrate. Dar eu vreau să vă reamintesc că sistemul bugetar la ziua de astăzi nu are o evidență foarte bună a salariaților. Și aceasta este o problemă care este nevoie urgent de rezolvat. Noi suntem în proces de a rezolva această chestiune și după ce o să avem acest registru a salariaților din sectorul bugetar, toate aceste probleme legate de cu cât s-a majorat salariul, cui s-a majorat salariul, va deveni o chestiune simplă și transparentă. Acum, cu păreri de rău, iată, suntem aici. Microfonul 34, vă rog. 34.392 persoane. Eu am pomenit înainte o sumă de 46.000, care am spus că sunt la nivelul acestor trepte de jos, dar iată, strict sub 3.100 sunt, iată, 34.900 sau cât. Este un număr impunător, dacă ținem cont din faptul că în sistem bugetar avem aproximativ, să zicem, 180.000 de persoane. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Canațui. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule ministru, se propune, Oleg Canațui, fracțiunea PAS, se propune de eliminat taxa pentru telefonie. Aceasta va duce la diminuarea bugetului. Spuneți, vă rog, aceste modificări va duce și la ieftinirea altor servicii prestate de către aceste companii? Mă refer la convorbiri locale sau prestări internet sau doar la convorbirile în roaming? Mulțumesc. Deci, în primul rând, iarăși, eu vreau să menționez acest lucru, că această taxă, ea nu se încadrează în sistemul fiscal obișnuit, normal. Ea a fost o taxă care a venit suplimentar la sistemul normal de taxare, doar din considerente că cineva a crezut că, iată, telefonia poate să se împartă cumva încă cu ceva în plus la ceea ce plătește impozite. Deci aceasta este o măsură justă, dacă vreți, în primul rând. În al doilea rând, cheltuielile legate de roaming, care trebuie să le suporte operatorii locali, sunt destul de mari. Păstrând această taxă și cerindu-le și anumite eforturi pentru a asigura aceste servicii suplimentare, eu cred că nu era deloc bine și ne îndepărtau de la obiectivul de a avea roaming cu Uniunea Europeană. Deci aceasta este, să spunem, fundamentul acestor modificări. Reamintesc că 2,5% este anul ăsta, pentru anul viitor era planificat 1,5%, dar oricum era tendința să fie eliminată această taxă. Iar nu era, să spunem așa, ea nu se încadra în sistemul fiscal la ziua de azi, dar era o suprataxă la una din taxele existente, dacă doriți. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, doamna Coșeru. Mulțumesc. Stimate domnule ministru, codul fiscal, articolul 20, litera Y. Veniturile obținute de la persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești de fermieri, de la predarea materiei prime secundare, inclusiv a deșeurilor și a rezidurilor, de hârtie și de carton, de cauciuc, de plastic și de sticlă, cioburi de sticlă, metale feroase, neferoase, reziduri industriale care conțin metale sau aliaje ale acestora și ambalajul returnabil, precum și acumulatoarele electrice uzate. Deci această literă urmează să fie abrogată conform proiectului de lege pe care îl discutăm acum.
Dumneavoastră ați spus că cele mai mari venituri se formează din deșeuri de metale și aici întrebarea mea este referitoare la celelalte tipuri de deșeuri, de hârtie, carton, cauciuc, plastic, sticlă, cioburi de sticlă, dacă putem să le excludem de aici și să stimulăm sortarea deșeurilor și reciclarea acestora. Da, doamna Coșeru, eu am menționat de fapt în ședința de la comisie acest lucru, că pentru carton, hârtie și alte deșeuri de tipul acesta, noi suntem gata să revizuim acest punct, fiindcă din ceea ce cunoaștem la ziua de astăzi, probabil aceasta poate să creeze anumite impedimente în obiectivele de reciclare a deșeurilor. De-aia, vă rog, dacă aveți aici careva propuneri de modificare, să veniți cu ele. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Jardan. Mersi, domn președinte. Domn ministru, așa, o întrebare mai generală și aș începe cu aceea că nu vă invidiez, din simplu motiv că aveți un anumit buget, anumite sume care ar trebui să îi împăcați pe toți, să ajungă la toți, la toate ramurile, la toți cetățenii, indiferent cât salarii, cât pensii și așa mai departe. Dar aruncând o privire la formarea bugetului Republicii Moldova, vom vedea că o pondere foarte mare au încasările de la import, defalcările vamale. Într-un stat normal, sănătos, ar trebui să fie exact invers. Încasările vamale să fie cât mai mici și impozitul la producerea din țară să fie mai mare. În situația zilei de astăzi, noi suntem o țară consumatoare. Respectiv, ca să ajungem la altă situație, ar trebui întreprinși niște pași mai revoluționari. Ar trebui de pieptănat această politică fiscal-bugetară, fiscal-vamală, pentru a face mai atractive condițiile pentru producători în țară, pentru a atrage investițiile străine și a ajunge la niște încasări, într-adevăr, care ar fi îndeajuns pentru un buget normal, pentru a acoperi toate necesitățile. Nu doriți să examinați prevederea acestei politici bugetare, fiscale, vamale, prin, spre exemplu, niște pași care nu o să descoperi bicicleta, dar ne uităm la alte țări. Spre exemplu, un impozit pe venit unic sau un impozit unic, un impozit pe venit la reinvestit, cota zero să fie, sau așa mai departe. Specialiștii în domeniu cred că o să vă spună mai multe și dumneavoastră că cunoașteți mai multe. Nu aveți așa idei? Da, prima perioadă o să fie greu, pentru că există riscul că puțin o să micșoreze încasările, dar semănăm astăzi sămânța care mâine va da roadă. Mulțumesc. Domn deputat, mersi foarte mult pentru această întrebare. Este o întrebare conceptuală. Deci, noi am avut anumite măsuri pentru a fi implementate în acest an. Însă, din cauza acestor cheltuieli exagerate pe factorii legați de criza gazelor în special și apropo, dacă să o luăm așa, eu pot să vă spun că criza gazelor ne va costa 3,8 miliarde la ziua de astăzi, iar posibil să crească și mai mult. Deci este o lovitură în bugetul de stat foarte mare. Deci noi am putut acești bani toți să-i direcționăm spre dezvoltare economică. Dar iată această situație cu dependența energetică a creat această, să spunem, dificultate de a avea resurse suplimentare sau avea resurse disponibile pentru a implementa politicile de dezvoltare economică.
Referitor la mecanismele prin care noi ar trebui să mergem, să schimbăm situația, în special cu atragerea investițiilor și stimularea investițiilor în general, aici sunt mai multe mecanisme prin care putem să facem acest lucru. Unele din ele nu le putem aplica la ziua de astăzi. De întâi trebuie să ajungem la un anumit nivel și ele pot fi aplicate când ajungem acolo. Până atunci trebuie să facem alte mecanisme care să ne aducă la momentul când fiecare politică de impozitare și de stimulare a investițiilor să fie efectivă. Din acest punct de vedere, noi planificăm pentru anul următor sau la rectificarea bugetului pentru 2022 să venim cu propuneri de dezvoltare economică pe partea ce ține de cheltuieli, în cazul dacă, să spunem așa, situația se va ameliora din punct de vedere a factorilor macroeconomici și presiunilor ce vin din sectorul resurselor energetice în special. Asta este situația și dumneavoastră ați menționat corect că structura economiei naționale la ziua de azi este una deficitară. Principalul motiv de creștere este consumul. Asta este bine, dar este rău că acest consum nu poate fi acoperit de către agenții economici locali, dar el este acoperit prin importuri. Și aceasta este una din sarcinile, inclusiv și acestui guvern, pentru a direcționa anumite politici pentru a substitui importurile prin produceri locale. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, doamna Voloh. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, din discuțiile care le-am avut cu reprezentanții autorităților publice locale, am constatat că mai mulți agenți economici mari, în special cei din agricultură, nu înregistrează filiale în unitățile teritoriale administrative în care își desfășoară propriu-zis activitatea și respectiv impozitul pe venit a persoanelor fizice nu este încasat în bugetul local. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră o să cumva interveniți pe acest subiect sau aveți careva măsuri ulterioare. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Noi am discutat acest subiect la o întâlnire cu CALM, destul de recentă, și am convenit că inclusiv și acest subiect și alte subiecte de tipul ăsta va fi formate grupuri de lucru care vor analiza în detalii ce se întâmplă, de fapt, și ce se are în vedere prin aceea ce se revendică. Fiindcă în codul fiscal la ziua de astăzi este scris foarte clar și serviciul fiscal are cel mai mare interes ca să depisteze și să țină cont imediat de punctele de lucru, sub orice formă ele în apărea, sau activitățile economice care apar undeva în teritoriu, astfel încât să le poată lua la evidență și să poată să verifice dacă toate încasările la bugetul de stat sunt... ...dența privată a unor colegi, indiferent de unde sunt acești colegi și pe cine îi reprezintă, este cumva o depășire a unor comportamente pe care noi cumva le acredităm, le respectăm, convenim, vorbim de acele linii roșii. Eu vă rog frumos, am fost tot timpul deschiși, cooperanți, am făcut tot posibilul ca lumea să aibă acces în această sală, vom continua în aceeași manieră, dar vă rog foarte și foarte mult, sper că a fost un exces de zel pentru moment. Vă mulțumesc. Doamna Apostolova, da. Domnul președinte, mulțumesc frumos. Eu, mă rog, consider că e bine ca noi toți să
să știm de lucrul ăsta și să atenționăm de fiecare dată când se întâmplă așa ceva. Vă mulțumesc în continuare comisia. Raportul comisiei, vă rog. Comisia Economie, Buget, Finanță. Stimați colegi, Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova în mod prioritar și comunică următoarele. Proiectul de lege conține modificări a 13 legi, având ca obiectiv ajustarea legislației bugetar-fiscale și vamale la evoluția proceselor economice și sociale ca urmare a situației epidemiologice existente la nivel național și internațional, și a creșterii prețurilor la resursele energetice și altor materii prime la nivel global. Prezentul proiect de lege prevede ansamblu de măsuri și instrumente elaborate și promovate în vederea acumulării resurselor financiare la bugetul public național, care sunt indispensabile pentru satisfacerea necesităților publice, precum și constituie un instrument cu ajutorul căreia statul intervine în orientarea proceselor economice și sociale. Astfel, măsurile de politică bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2022 au drept scop să contribuie la soluționarea constrângerilor economice și asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova în contextul proceselor economice și sociale existente. Principalele politici ale proiectului de lege ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pe anul 2022 sunt următoarele. Majorarea cuantumului scutirii personale de la 25.200 de lei la 27.000 de lei. Majorarea cuantumului scutirii personale majore de la 30.000 de lei la 31.500 lei. Majorarea cuantumului scutirii majore pentru soț-soție de la 18.900 lei la 19.800 lei. Majorarea cuantumului scutirii pentru persoanele întreținute de la 4.500 lei la 9.000 de lei. Majorarea cuantumului scutirii pentru persoanele întreținute majore de la 18.900 lei la 19.800 lei. Majorarea cotei impozitului pe venit reținut la sursa de plată din câștigurile de la jocurile de noroc de la 12% la 18%. Abrogarea scutirii de impozit pe venit a veniturilor obținute de persoanele fizice de la predarea materiei prime secundare, inclusiv a deșeurilor și rezidurilor de hârtie și de carton, de cauciuc, de plastic și de sticlă, cioburi de sticlă, de metale feroase și neferoase, a rezidurilor industriale care conțin metale sau aleaje ale acestora și ambalajul returnabil, precum și acumulatoarelor electrice uzate. Scutire de impozit pe venit a surselor de venit ale administrației parcului pentru tehnologia informației. Revizuirea cotelor accizelor la produsele din tutun clasificate la pozițiile tarifare 240210000, 240290000, în vederea aducerii în concordanță a cotei accizei pentru produsele respective cu cota accizei minime la țigaretele cu sau fără filtru. Impunerea cu accizia cartușelor și rezervelor pentru țigarete electronice, precum și a preparatelor destinate utilizării în cartușe și rezerve pentru țigarete electronice. Alocarea a 100% din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor către bugetele locale și altele. Comisia susține conceptual proiectul de lege, iar pentru lectura a doua va îmbunătăți proiectul respectiv în baza propunerilor și obiecțiilor parvenite din partea fracțiunilor parlamentare, comisiilor permanente, deputaților și Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova. Pornind de la cele menționate și ținând cont de prioritatea proiectului de lege, Comisia propune Parlamentului proiectul de lege spre aprobare în prima lectură. Vă mulțumesc. Întrebări, stimați colegi? Întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Așa cum am promis, doamna Bodnarenko, vă invit, sau de pe loc, cum doriți, cum vii mai comod, la tribuna centrală. Господин председатель, уважаемые коллеги, знаменитый советский сатирик Аркадий Райкин в одной из антреприз когда-то говорил: «Очень сложно ничего менять, ничего не меняя, но мы будем». Год назад, находясь в оппозиции, ПАС жестко критиковала предложенную правительством КИКу налогово-бюджетную политику на 2021 год, блокируя парламентскую трибуну, обливая депутатов водой и свезя в Кишинев трактора на протест производителей.
А спустя всего год премьер-министр отпас Наталья Гаврилица назвала налогово-бюджетную политику 2021 года разумной. И правительство направило проект закона о налогово-бюджетной политике на 2022 год в парламент, практически ничего не изменив. Ну, разве что поставив телегу впереди коня, потому что те обсуждения, которые должны были проходить с патронатами и профсоюзами, у которых набралось очень много вопросов и упреков к нынешней власти, обещают провести потом, после принятия закона о бюджете и закона о налогово-бюджетной политике, перед обсуждением такого же документа уже на 2023 год. Не стало сюрпризом, что, критикуя предыдущую власть, сами пасовцы с налоговой бюджетной политикой, как и с бюджетом, пришли в парламент с большим опозданием. Документы налогово-бюджетной политики сложно анализировать в отрыве от актуального макроэкономического прогноза на следующий год, который разрабатывает Министерство экономики. Но этот прогноз министерством так и не был опубликован. Правительство не предложило ничего нового, революционного или хотя бы вытекающего из предвыборной программы правящей партии на новый бюджетный год. И документ не дает полного и всеобъемлющего представления о планах правительства, содержа лишь перечень незначительных изменений законодательства. Традиционно увеличивается размер льгот для физических лиц по личному освобождению, основному освобождению для супруга и освобождению от налога для находящихся на содержании лиц. Незначительно увеличивается зарплата сотрудников бюджетного сектора, что не открывает перспективы закрытия тех многочисленных вакансий, которые образовались сегодня в бюджетной сфере. Увеличивается подоходный налог с выигрышей в лотерею, акциз на сигарилос, отменяется такса на люкс мобильной телефонии, что не гарантирует удешевление услуг мобильных операторов, и еще некоторые мелочи. Фискальная политика на следующий год предусматривает, что поступления от 100% налога за пользование дорогами будут перечисляться в местные бюджеты. Это то, чего примары требуют еще с 2012 года, и на что правительство зеленых, многие из которых сегодня перекрасившиеся желтые, 10 лет назад так и не пошли. Правда, правительство желтых делает только полшага, не оговаривая возможности использования этих средств в течение не одного, а нескольких бюджетных лет, в том числе в качестве местного взноса в более крупные проекты по ремонту дорог. Премьер-министр говорит, что будет создан новый фонд для местного и регионального развития в размере 770 миллионов леев. Он профинансирует проекты водоснабжения и канализации. Также будет увеличен фонд на модернизацию и строительство санитарных групп для образовательных учреждений. Логично было бы сначала создать этот фонд, определить правила его деятельности, а не голосовать за кота в мешке, когда проекта еще даже нет в парламенте и нет уверенности, что в канун местных выборов ПАС не будет использовать эти средства в предвыборных целях, так как некоторые из депутатов ПАС уже сегодня в агентствах регионального развития говорят о том, что все решать и все распределять будут именно они. Нет мер консолидации фискальной базы местной публичной автономии, которая привела бы к росту этой местной публичной автономии и уменьшению зависимости от центральных властей, как, например, перечисление части подоходного налога с юридических лиц в местные бюджеты, части платы за природные ресурсы, расширение списка местных сборов, проигнорированы положения дорожные карты, подписанные правительством Республики Молдова и Советом Европы 15 апреля нынешнего года, и практически все предложения Конгресса местных властей Молдовы. Кинули местным органам публичного управления косточку, обгладывайте и радуйтесь. В новой налогово-бюджетной политике нет мер ни по поддержке сельхозпроизводителей, нет мер ни по поддержке бизнеса. Все обещают когда-нибудь, потом. В общем, полный кризис идей, так как обещали перед выборами. Всем с три короба, молочные реки, кисельные берега, а на практике вышел полный пшик, что, собственно, и требовалось доказать. Домну Раду Мариан, ворог. Да, eu de pe loc, totuși vreau să menționez câteva lucruri. M-am impresia că unii colegi, nu știu, vorbesc sau menționează anumite lucruri pur și simplu ca să apară la televizor. Eu vreau să menționez câteva lucruri, da, în politica asta fiscală.
și referitor la angajamente electorale, când la PAS. Deci noi majorăm salariul minim de la 2200 la 3100, plus 40%. Noi dublăm bugetele locale pentru drumuri. Noi dublăm scutirea personală pentru persoane întreținute. Noi acționăm în ceea ce privește țigările astea, așa numite țigarilios, pentru că piața a fost împânzită, e țigări super ieftine. S-a majorat substanțial fumatul din cauza la măsură care a fost introdusă anterior și noi acum corectăm chestia asta ca să descurajăm fumatul și nu mai îmbolnăvim societatea asta atâta. Dar cel mai important, ca asta să fie prima politică fiscală fără scheme. Asta e cel mai important lucru, care nu s-a întâmplat până acum. Și cum a spus domnul ministru, da, contextul este dificil, în contextul inflației globale, în contextul crizei energetice și eu sunt sigur și ne exprimăm încrederea că la primăvară să începem un proces de stabilire a unor măsuri concrete și mai bune pentru mediul de afaceri, inclusiv pentru agricultori și sunt sigur că asta o să se întâmple. Mersi. Mulțumesc, colega, chiar într-adevăr să fie cu politica fiscală în sfârșit fără scheme. Șpăgari. Domnul Babici. Domnul Babici, da, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Am înțeles că am fost cumva vizat de colegii noștri deputați din municipiul Soroca. Și da, am fost ieri la ADRE, am lucrat acolo, fiindcă sunt parte din cadrul comisiei mediu și dezvoltare regională și mă doare ceea ce se întâmplă în nordul Moldovei și nu mă doare pur și simplu că sunt de la PAS, dar sunt cetățean al Republicii Moldova și dacă v-ar durea și pe dumneavoastră așa, ați merge și v-ați descălțava cu toate creditele care le-au luat municipiul și care încă nu se poate lămuri de ce nu curg apă prin țevele din municipiu, care stau de ani de zile îngropate în pământ, milioane, și noi plătim credite, dividende. Și noi învățăm acum lumea de la tribună și la microfon cât suntem noi de deștepți în bugete și în politici fiscale. Vă rog frumos altădată să mergeți cu mine și să discutăm acolo problemele care le-au cetățenii și ca să nu încercăm să învinuim pur și simplu fără ca să înțelegem de ce s-a discutat acolo. Mulțumesc! În aceste condiții, dar n-ați fost vizată, doamna deputat, dar n-ați fost vizată, dar aici nu-i procedură, noi am epuizat, au fost luările de cuvânt, s-au terminat cu luările de cuvânt, luăm, mergem mai departe, că avem tare mult de lucru. Vă rog, nu strigați că eu aud și știu și este și regulamentul. Stimați colegi, în condițiile raportului comisiei, Rog să revenim toți la pozițiile noastre pentru a vota. Domn deputat. În condițiile raportului comisiei supun votului proiectul numărul 365 din 22.11.2021, politica fiscală și vamală. În lectura întâi, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 365 din 22.11.2021, politica fiscală și vamală, votată de 56 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect, doamna
Imediat vă ofer, dar mai întâi să conven cu executivul. Ministerul Sănătății sau Protecției Sociale, cu cine începem? Da. O să continuăm cu proiectul. Aveți răbdare un pic, aveți răbdare, anunț proiectul. La procedura de vot, poftiți. Doamna Bodnarenko, vă rog microfonul. Rog, scoateți un vot, pentru că am apăsat incorrect. Eu nu am susținut proiectul. Am înțeles. Pentru stenogramă. Pentru corectitudine, vă rog. Este această procedură, de aceea o respectăm. Stimați colegi, următorul proiect, numărul 364 din 22.11.2021, proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022. Doamna ministră, vă rog frumos, la tribuna centrală. Stimate domnule președinte, stimate doamne și domni deputați, prezint atenție dumneavoastră proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022, care este elaborat conform prevederilor legii cu privire la asigurarea obligatorii de asistență medicală, legii cu privire la mărimea, modul și termenile de achitare a primilor de asigurare obligatorii de asistență medicală, legii finanțelor publice și responsabilității bugetare fiscale, planului de acțiune a Guvernului pentru anul 2022, cât și altor acte legislative și normative care țin de domeniul sănătății. În proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 sunt prevăzute venituri și cheltuieli în sumă de 12.287.600.000 lei. Comparativ cu suma aprobată pentru anul 2021, este prognozată o majorare a veniturilor cu 1.143.503.000 lei sau o creștere cu 10.3% și a cheltuielilor cu 943.503.000 lei sau o creștere cu 8.3%. Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuții procentuală la salariu și alte recompense constituie 5.984.775.000 lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 919.375.000 lei față de bugetul aprobat pe anul curent. Pentru anul 2022 se propune păstrarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală atât în formă de contribuție procentuală 9% la nivelul anilor precedenți 2015-2021, cât și în formă de sumă fixă egală cu 4.056 de lei la nivelul anilor 2014-2021. Transferurile din bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate prevăzute la articol 4 alineat 4 din legea 1585 din 98 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală pentru care guvernul are calitatea de asigurat sunt prevăzute în sumă de 5.921.111.000 lei cu o majorare de 227.735.000 lei comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2021. Transferurile de la bugetul de stat pentru realizarea programelor naționale de ocrotire a sănătății într-o asigurare a bolnavilor cu diabet zaharat, cu preparate antidiabetice, orale, insuline umane și analogi de insulină sunt prevăzute în sumă de 150.648.000 lei. La estimarea cheltuielilor fondului pe anul 2022 s-a ținut cont de legislația în vigoare și prioritățile în acordarea serviciilor medicale necesare populației și raportate la capacitățile sistemului de sănătate, respectiv alocațiile suplimentare în sumă de 943.503.000 lei sunt preconizate pentru acoperirea următoarelor cheltuieli. Majorarea salariilor personalului auxiliar administrativ gospodăresc din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală
pe care le-am aprobat de la 1 noiembrie 2021 și care constituie pentru anul viitor 275.078.000 lei. Asigurarea compensării unor tipuri de dispozitive medicale egală cu 50.526.000 lei. Servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative, în sumă de 27.300.000 lei. Acoperirea cheltuielilor pentru servicii spitalicești acordate pacienților care întrunesc definiția de caz COVID suspect probabil confirmat, 304.272.000 lei. Măsuri de profilaxie și prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, 5 milioane. Acoperirea cheltuielilor strict necesare pentru asigurarea bunei funcționări a prestatorilor de servicii medicale în scopul acordării asistenței medicale oportune și calitative, 281.326.000 lei. În fondul de bază se planifică a fi acumulate și utilizate 12.097.758.000 lei sau cu o creștere de 8,25% mai mult comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2021. În aspect de subprograme, fondul dat se repartizează după cum urmează. Pentru subprogramul Asistența Medicală Primară sunt prevăzute mijloace în sumă de 2.383.742.000 lei, cu o majorare de 137.412.000 lei față de bugetul aprobat pe 2021. Pentru subprogramul Asistență Medicală Specializată de Ambulator sunt prevăzute mijloace în sumă de 1.029.000.000 lei, cu 10.270.000 mai mult față de nivelul aprobat pentru 2021. În subprogramul Îngrijiri Medicale Comunitare și la domiciliu sunt prevăzute mijloace în mărime de 99.715.000 lei, cu o majorare de 1.126.000 lei mai mult față de suma aprobată pentru anul curent. La subprogramul Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească sunt prevăzute mijloace în sumă de 1.112.814.000 lei, cu o majorare de 38.352.000 lei, mai mult față de suma aprobată pe anul 2021. În subprogramul Asistență Medicală Spitalicească, care este cel mai mare, sunt prevăzute mijloace în sumă de 6.408.547.000 lei, cu o majorare de 561.125.000 lei și o creștere de 9,6% mai mult față de bugetul aprobat pe anul curent, care vor fi utilizate la contractarea prestatorilor de asistență medicală spitalicească în toată țara, bazată pe necesitățile populației în servicii medicale raportate la capacitățile sistemului de sănătate, inclusiv și pentru acoperirea cheltuielilor pentru servicii spitalicești acordate pacienților care întrunesc definiția de caz COVID-19, acoperirea cheltuielilor pentru cazuri de chirurgie de o zi, acoperirea cheltuielilor pentru prestarea serviciilor acordate în cadrul programelor speciale și nominalizez protezarea articulațiilor mari, tratament operator pentru cataractă, cardiochirurgie, protezări vasculare, chirurgie endovasculară, neurochirurgie a fracturilor coloanei vertebrale, cardiologie intervenționale, studiu electrofiziologic și ablații, corecție anatomică a coloanei vertebrale și cutiei toracice la copii, tratament intervențional în AVC-uri ischemice acute, neuroradiologie intervențională și implant cohlear. Acoperirea cheltuielilor pentru prestarea cazurilor de transplant și fertilizare in vitro și acoperirea cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de reabilitare, inclusiv pentru reabilitarea pacienților după COVID. În subprogramul Servicii Medicale de Înaltă Performanță sunt prevăzute mijloace în mărime de 259.736.000 lei, cu o majorare de 13.550.000 lei, mai mult față de suma aprobată pe anul curent. Subprogramul Servicii Medicale Paliative este un subprogram absolut nou și include servicii de sănătate pentru susținerea activă și complexă a pacienților gravi, a căror boală nu mai răspunde la tratamentul curativ. Cheltuielile prevăzute pentru acoperirea financiară a acestor servicii va însuma în anul 2022 69.285.000 lei. De asemenea, și subprogramul Servicii destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale este un nou subprogram care prevede cheltuieli aferente compensării costurilor la medicamente și dispozitive medicale prescrise de către prestatorii de servicii medicale pentru tratamentul pacienților în condiții de ambulator și ulterior eliberate populației de către farmacii conform contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări Medicină. Pentru anul 2022, volumul mijloacelor financiare prevăzut pentru realizarea acestui program se estimează în cuantum de 763.887.000 lei, dintre care 671.745.000 lei în scopul asigurării compensării medicamentelor, inclusiv pentru îngrijiri paliative, 38.180.000
4.000 lei în scopul asigurărilor beneficiarilor cu analogi de insulină, 53.955.000 lei pentru asigurarea compensării dispozitivelor medicale care sunt introduse pentru prima dată și anume pentru determinarea glicemiei, pungi colectoare pentru stome, urostome și exoproteze mamare. Fondul de rezervă a asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022 se preconizează în sumă de 10 milioane lei, circa 0,1% din veniturile planificate ale fondului, la nivelul anului 2021 aprobat și este destinat pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare legate de îmbolnăviri și afecțiuni urgente, compensarea diferenței dintre cheltuielile efective legate de achitarea serviciilor medicale curente și contribuțiile acumulate sau veniturile așteptate în fondul de bază. Fondul măsurilor de profilaxie va însuma pentru anul 2022 50 de milioane lei, circa 0,4% din veniturile planificate ale fondului, cu 5 milioane de lei mai mult față de bugetul aprobat pentru anul curent. Mijloacele respective urmează a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate preponderent de reducerea riscurilor de îmbolnăvire a persoanelor asigurate și neasigurate prin imunizări și alte metode de profilaxie primară și secundară, informarea populației în vederea promovării unui mod sănătos de viață, prevenirea și reducerea stărilor epidemiologice la nivel național, asigurarea gradului adecvat de pregătire pentru urgențe de sănătate publică și managementul urgențelor de sănătate publică, alte activități de profilaxie și prevenire a riscului. Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale pentru anul 2022 se estimează în cuantum de 15 milioane de lei, circa 0,1% din veniturile planificate a fondului, la nivelul anului 2021 aprobat, care vor fi utilizate pentru finanțarea acțiunilor de fortificare a bazei tehnico-materiale și dotare a instituțiilor medico-sanitare publice cu utilaje și dispozitive medicale necesare, în special în combaterea virusului SARS-CoV-2. Și fondul de administrare pentru anul 2022, care se prevede în cuantum de 114.842.000 lei, circa 0,95% din veniturile planificate ale fondului, sau cu 22.112.000 lei mai mult comparativ cu cel aprobat pentru anul curent. Această majorare este generată de creșterea cheltuielilor pentru bunuri și servicii care vor fi utilizate preponderent pentru dezvoltarea sistemelor informaționale, cum ar fi dezvoltarea modulului de rețetă electronică din cadrul Sistemului Informațional de Asistență Medicală Primară, dezvoltarea modulului cu privire la gestionarea listelor de așteptare pentru tratamente în cadrul programelor speciale, de asemenea organizarea, desfășurarea, dirijarea procesului de asigurare obligatorie de asistență medicală, printarea rețetelor pentru medicamente compensate până va fi viabil programul electronic e-rețetă, dezvoltarea și mentenanța sistemelor informaționale, realizarea campaniilor de informare a populației despre sistemul de asigurări, diferite cheltuieli operaționale și alte activități care țin de administrarea sistemului. Vă mulțumesc și rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc, doamna ministră. Prima întrebare, domn Pirciun. Doamna ministru, eu am o întrebare referitor la un subiect care de foarte mult timp este în vizorul, în special, a comunității persoanelor cu diabet. În ultimii ani, cel puțin de când eu sunt în comisie, a existat permanent o solicitare referitor la compensarea atât a dispozitivelor medicale, cât și a analogilor de insulină, prin posibilitatea ca pacienții să-și aleagă nemijlocit de sine stătător din farmacie aceste dispozitive și să încetăm acea practică vicioasă de achiziții publice, când se achiziționau loturi foarte mari, pe locuri după aia erau îngropate în pământ și pacienții de fapt nu aveau nicio posibilitate să aleagă sau să-și racordeze preparatele sau dispozitivele la necesitățile specifice în funcție de tipul de diabet și în funcție de preferințele pe care le au. Aș vrea, dacă puteți încă o dată, să reiterați ce o să întâmple începând cu 2022, care este bugetul pentru această măsură și la ce să aștepte diabeticii. Deci, în primul rând, noi vă mulțumim și pentru acea inițiativă legislativă și mulțumesc echipei Ministerului, fiindcă a fost efectuat un efort extraordinar de mare, ca noi, practic, în două luni să reușim să pregătim absolut toate documentele tehnice pentru ca să venim cu hotărârea de guvern și cu specificările referitor la implementarea acestui program și este foarte important, fiindcă procurarea în cadrul programelor naționale prin licitații centralizate a medicamentelor și după aceasta distribuirea lor în instituții medicale, care este un mecanism destul de complex, nu totdeauna este foarte corect,
se produc diferite non-conformități și încălcări. De asemenea, câștigă licitația doar un singur medicament. Este un fel de peptanare cu un singur peptene a unor categorii foarte largi de pacienți cu o boală care este, are un aspect foarte individual în privința tratamentului și de asemenea aceeași poveste cu asigurarea testelor glicemice și de asemenea a lanțetelor. Pentru prima dată de la 1 ianuarie, această categorie de pacienți își va putea ridica analogii de insulină în farmacie și asta înseamnă în oricare farmacie din Republica Moldova. Deci el ar putea să fie locuitor a orașului Cahul și dacă a trecut prin Chișinău, se poate adresa în orice farmacie, nu contează unde locuiește, unde se află în evidență, la care medic de familie, și își va putea ridica acest medicament gratuit, care este compensat din fondurile companiei de asigurări în medicină și, de asemenea, lanțetele și testele glicemice, ceea ce va oferi un acces absolut liber, care nu poate fi preclitat de oricare alte intenții mai puțin cu bunăvoință sau pur și simplu din cauza că cineva din lucrătorii medicali ar putea să uite ceva sau să fie închis farmacia în acea zi. Mai mult ca atât, din momentul, noi lucrăm acum asupra dezvoltării rețetei electronice și din momentul când ea va deveni disponibilă, acest lucru va deveni și mai simplu, deoarece medicul de familie sau medicul endocrinolog va putea prescrie aceste preparate, ele se vor afla în acest sistem electronic și pacientul va putea merge și va evita vizitarea instituției medicale doar cu scopul de a-și ridica o nouă rețetă și o va face doar atunci când va trebui să treacă o consultație sau să existe intervenția medicului pentru corectarea tratamentului sau, eu știu, schimbarea a cărorva recomandări în dependență de situația și evoluția bolii. Acest lucru va face accesibil, de fapt, această categorie, nu doar de medicamente, dar și de dispozitive medicale și noi vom continua, chiar acum am avut întâlnire cu un alt grup de pacienți care, de asemenea, au nevoie de anumite dispozitive, anumite consumabile și ele, de fapt, nici nu sunt pe piața Republicii Moldova, nici contra cost și este foarte important să ținem cont de starea pacienților, să le oferim acces la aceste consumabile și să ne stăruim cât mai mult să compensăm măcar o parte, dacă sistemul nu este în stare să-și asume întregul cost a acestor consumabile, deoarece majoritatea pacienților din aceste categorii adesea sunt persoane cu dizabilități care depind foarte mult de tot ce ține de asigurarea pentru maladia lor, pentru a avea o calitate a vieții satisfăcătoare și este foarte important ca ei să simtă într-adevăr că cineva le acoperă aceste cheltuieli, deoarece povara este foarte mare. Deci aș putea să mă uit acum să vă spun și suma de... Deci doar analogii de insulină vor fi 38.184.000, iar dispozitivele am aici împreună, deoarece mai sunt stomele, pungile colectoare pentru stome și exoprotezele, împreună sunt circa 54.000.000 de lei. Deci este un pas mare care a fost făcut în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și noi trebuie să continuăm și mai departe, anume așa, și să evităm procedurile vicioase ale licitațiilor centralizate. Vă mulțumesc, domnul Perciun, a doua întrebare. În primul rând apreciem mult faptul că și în Republica Moldova intră cumva în normalitate, așa cum este și în România și în Ucraina, există acea posibilitate. Vreau, a doua întrebare, să ne explicați
mai mult despre compensarea medicamentelor. Știm că Ministerul a aprobat lista medicamentelor esențiale și a revizuit lista medicamentelor compensate și aș vrea să ne oferiți mai multe detalii ce aduce după sine această revizuire pentru pacienți și la ce ar trebui să aștepte în anul 2022 atunci când vine vorba de accesibilitatea medicamentelor. Mulțumesc! Da, în primul rând, noi în anul acesta, utilizând bugetul care era deja aprobat pentru anul 2021, am găsit posibilitatea să implementăm niște modificări fără ca să fie necesar de bugete suplimentare, astfel ca acele medicamente care erau deja incluse în lista medicamentelor compensate și acoperite de fondurile de asigurări, să ofere un acces mult mai mare pacienților la ele. Deci noi am schimbat modalitatea, am avut un grup de lucru care a muncit, cred că, aproape 3 luni, pentru ca să schimbăm mecanismul de compensare a medicamentelor și el a devenit, în primul rând, mult mai simplu ca să poată să fie utilizat de către farmacii, iar în urma schimbării acestui mecanism de compensare a fost posibil ca jumătate, aproape jumătate din denumirile comerciale care sunt în lista prezentă, existentă, aprobată pentru anul 2021 de medicamente compensate, deci pacientul nu va achita în general coplata, ei le vor primi gratuit, deci ele au trecut din lista medicamentelor asigurate prin coplată în lista medicamentelor gratuite, iar la medicamentele care au rămas în lista celor cu coplată, în care pacientul de fapt achită oarecare sumă în farmacie, s-au putut face modificări esențiale și o să dau aici doar un exemplu, nu o să pot utiliza denumirea comercială a medicamentelor, este vorba de acidoacetil salicilic, o denumire comercială care practic fiecare pacient care suferă de maladii cardiovasculare sau suferă de hipertensiune arterială îl utilizează, dacă până acum pentru un ambalaj pacientul achita 42 de lei și bănuți, acum va achita doar 13 lei și bănuți. Deci este o reducere esențială, de asemenea, din familia indapamidului, practic undeva la 5 medicamente, vreo 4 medicamente au trecut în grila celor gratuite, iar la celelalte medicamente costurile au scăzut. Dacă coplata era în jur de 15 lei, acum i-a ajuns la unele denumiri comerciale au ajuns la 3 lei și bănuți, la alte denumiri comerciale sunt 1 leu și bănuți. Este o sumă pe care un pensionar, de fapt, și-o poate permite. Deci, per total, deci, din numărul medicamentelor oferite gratuit, deci, a crescut lista cu 30%, de la 266 de poziții până la 406, din totalul de 655 de denumiri comerciale prezente pe piață. Deci cele mai mari reduceri, după cum am spus, au fost înregistrate la medicamentele care sunt utilizate în tratamentul următoarelor maladii, în special cardiovasculare, care dumneavoastră cunoașteți, sunt în topul nu doar a îmbolnăvirilor, dar constituie primul loc la mortalitate. Cel mai important este ca noi să evităm complicațiile la pacienți și aceasta poate fi evitat doar printr-un tratament controlat și primit regulat. De asemenea, îmbunătățiri esențiale au fost atinse în lista medicamentelor, în grupul medicamentelor care le urmează pacienții care suferă de depresie și acestea sunt medicamente care sunt foarte frecvent utilizate în cazul osteoporozei, maladiilor pulmonare și noi am putut să realizăm aceasta absolut neavând nevoie de sume financiare suplimentare. Acest lucru îl vom continua și pentru anul viitor, chiar pentru săptămâna viitoare este numită ședința Consiliului Special pe care îl are Ministerul Sănătății în comun cu echipa de la Compania Națională de Asigurări, în care vor fi analizate pentru anul 2022 absolut toate medicamentele propuse pentru intervenții ca să fie acoperite de către mecanismul de compensare. Conform studiilor Organizației Mondiale a Sănătății, cea mai mare povară care cade pe umerii pacienților este povara financiară indusă de către
procurarea medicamentelor și scopul nostru este, în special pentru păturile vulnerabile, cu un risc financiar înalt, să acoperim cât mai mult din medicamentele pe care ei trebuie să le urmeze, astfel ca ei să aibă o viață mai sigură, mai calitativă și să îndepărtăm cât mai mult posibil, poate pentru totdeauna, toate complicațiile care se întâlnesc în cazul maladiilor cronice. Mulțumesc. Următoarea întrebare, doamna deputată Oglindă. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministră, mulțumim mult pentru lucruri care le efectuați zi de zi. Bugetul, sigur că este generos la segmentul servicii de înaltă performanță și în anul acesta, conform și în anii precedenți. Uneori nici nu se reușește de a fi absorbită această sumă, nu din cauza că n-ar fi pacienți care necesită aceste examinări, dar cel mai frecvent nu sunt absorbite aceste sume de bani de lipsa informației, cât și unele sectoare nu sunt acoperite cu medici de familie. Iar ca să primești o îndreptare la un serviciu de înaltă performanță, ar trebui să ai și un bilet de trimitere de la medic de familie. Întrebarea mea este, care mecanisme ar trebui să fie îmbunătățite pentru a atinge o echitate socială în deservirea populației rurale ce ține de accesul la servicii medicale de înaltă performanță? În primul rând, trebuie să recunoaștem că sistemul nostru a rămas unul nemodernizat și dacă Chișinău a avut opțiunea și oportunitatea de a se moderniza și avem și spitale și departamente asigurate cu echipamente moderne, tehnologii contemporane, trebuie să recunoaștem că regiunea, periferiile au rămas undeva în urmă. Și probabil că nu o să vă spun absolut nimic nou dacă o să nominalizez aici Bălțiu, care este, să zicem, capitala de nord a țării, este al doilea oraș după Chișinău și la momentul de față nu are niciun tomograf și niciun aparat de rezonanță magnetică care ar fi amplasat într-o instituție de stat. Și aceasta spune foarte mult. Atunci, normal că toți pacienții de raioane sunt trimiși în instituțiile din Chișinău, care nici într-un caz nu pot să absorbă toate aceste rânduri de pacienți. Ele, la rândul lor, condiționează niște condiții impuse uneori. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l realizăm este, în linii majore, să modernizăm sistemul medical. Noi deja am început să lucrăm în acest aspect, am găsit fonduri astfel ca să nu atingem fondul actual, care este așa cum este, ca să procurăm echipamente, să le aducem mai aproape de cetățeni, de populație, astfel ca să descărcăm această presiune doar pe instituțiile și aceste rânduri masive. Al doilea este digitalizarea și, din păcate, cel mai rușinos proiect cu care nu ne putem mândri în sistemul de sănătate este digitalizarea, care s-a început undeva vreo 15 ani în urmă. S-au investit foarte mulți bani din proiecte străine egale cu milioane de euro, de asemenea cu alte zeci de milioane și sute de milioane din bugetul nostru al țării sau din bugetul de stat sau din fondurile companiei de asigurări, ca noi astăzi să nu avem un sistem digital unic. Noi avem niște fragmente care este imposibil să le unifici și acum lucrăm la aceasta, inclusiv cu suportul partenerilor străini, donatorilor, ca să încercăm într-un timp cât mai rapid. Și ați văzut, am numit două proiecte la compania de asigurări, care sunt cele mai importante și de care va depinde accesul populației la medicamente sau investigații. Primul este rețeta electronică, iar al doilea este rândurile de așteptare. Atunci când aceste rânduri vor fi digitalizate, electronice și nu va exista factorul uman, atunci pacientul va putea să ajungă la acea investigație la care a fost trimis, inclusiv dintr-un sat mic, undeva departe de Chișinău sau de raion. Și acestea, de fapt, sunt cele mai importante. Pe lângă aceasta sunt și multe alți factori, uman, mentalitatea, calitatea serviciilor, calitatea comunicării și mulți alții. Dar aceștia, în principiu, sunt cei mai importanți care ne-ar permite să descărcăm cumva și inclusiv să
eliminăm nemulțumirea pacienților. Doamna Oglindă, în continuare, vă rog. Ca și în anii trecuți, fondul măsurilor de profilaxie este de 5 milioane de lei. Întrebarea ar fi în acest context, dacă sunteți cunoscută în metodologia evaluării finanțelor redresate în procesele destinate măsurilor de profilaxie a diverselor maladii. De obicei, sunt livrate acești bani către organizații non-guvernamentale. Mulțumesc! Deci fondul de profilaxie este de 50 de milioane de lei, dar o creștere cu 5 milioane față de cel de anul trecut. Aici sunt diferite programe de procurare a vaccinurilor și nu mă refer aici la COVID-19, este vorba de linia de buget pentru procurarea vaccinului contra gripei, este linia de buget contra vaccinului contra hepatitelor virale. De asemenea, este programul pentru profilaxia tuberculozei și altor maladii social condiționate. Sunt mai multe activități de profilaxie. Eu sunt pentru ca în ani acest fond de profilaxie să se majoreze, deoarece este foarte important să lucrăm pentru sănătatea oamenilor mult mai înainte decât se instalează boala și se instalează complicațiile care sunt o povară atât pentru pacient cât și pentru fonduri și să avem mecanisme. Noi ne propunem în anul care vine să avem mecanisme care sunt cunoscute internaționale, care de fapt au calcule foarte bine stabilite în principiu cât este, care este procentul fondului de profilaxie dintr-un fond total de asigurări, spre care măsuri merg aceste fonduri, cine le poate contracta la compania de asigurări, care este competiția dacă vorbim de promovarea sănătății și multe alte lucruri. Deci, deocamdată, liniile de buget au rămas aceleași, doar am majorat cu 5 milioane în legătură cu vaccinurile pe care le procurăm, dar ne propunem să lucrăm mult mai profund anume la acest fond, deoarece aici, de fapt, este baza. Dacă o să educăm o populație sănătoasă și o să începem din grădinițe, din școli, o să avem și o generație în vârstă mult mai sănătoasă decât avem acum. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, doamna Bodnarenko. Mulțumim, Elena Bodnarenko, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Госпожа министр, к сожалению, число больных с таким тяжелым заболеванием, как сахарный диабет, в Молдове удвоилось в последнее время. И от ковида уходит ежедневно примерно половина пациентов, больных сахарным диабетом. Кроме инсулина и аналогов инсулина, что предусмотрено на следующий год бюджетом медицинского страхования, особенно для пациентов с сахарным диабетом первого типа, среди которых много молодых людей, детей, может быть, инсулиновые помпы, может быть, аппараты для измерения сахара в крови, может быть, еще какие-то другие поддерживающие средства. Din păcate, se înregistrează o creștere a îmbolnăvirilor prin diabet zaharat în întreaga lume. Și aceasta e o tendință pe care Moldova, aflându-se în starea economică care ne aflăm, nu o putem evita și noi am putea cumva să rămânem fără această creștere. Acești pacienți au acces gratuit la un șir de alte medicamente care vin strict pentru a trata maladia de bază și mă refer și la antidiabeticile orale, deci nu doar la toate tipurile de categoriile de insulină. De asemenea, ei absolut toți au fost asigurați deja pe parcursul a mai multor ani în diferite programe naționale, municipale, locale, cu glucometre și la momentul de față intervenim ca ei să aibă acces zilnic, gratuit, la teste glicemice prin farmacii, ceea ce am spus, compensate și această lanțetă, aparatul avându-l la dispoziție, deci ei pot să aplice singuri și să-și controleze nivelul glicemiei în sânge.
Totodată cunoaștem că pacienții cu diabet zaharat totdeauna mai suferă și de alte maladii. Este vorba de comorbidități, deci ei au acces prin medicamentele compensate la multe alte medicamente de care au nevoie, prin intermediul acestor medicamente de care am vorbit. Astfel, această grupă de pacienți, în principiu, în comparație cu alte categorii de pacienți, putem spune că este asigurată mai bine. Ceea ce era foarte important, era important să trecem la insuline contemporane, moderne, care asigură un succes al tratamentului mult mai înalt. Ceea ce noi am început a face, analogii de insulină și multe altele. Deci aici noi o să ne mișcăm mai mult în această privință, deoarece succesul tratamentului în cazul diabetului zaharat depinde foarte mult de calitatea medicamentelor. Mulțumesc, doamna Bodnarenko, în continuare. Да, спасибо за ответ. То, что вы перечислили и пациенты с сахарным диабетом, и мы знаем, потому что это все уже было в предыдущие годы. Ну, например, офтальмологические операции по полису бесплатно не делаются. Я не имею в виду катаракту, я имею в виду другие офтальмологические операции. Я именно это имела в виду, что новое будет в следующем году. Ну, спасибо за ответ. Второй мой вопрос касается пациентов с онкологией. Препараты для проведения химиотерапии, их не всегда в Молдове хватает, и они не всегда современные, отвечающие требованиям заболевания, и зачастую пациентам приходится приобретать эти препараты в других странах, приезжать сюда, в Молдову, сталкиваться с тем, что в Молдове эти препараты не сертифицированы, и химиотерапевт не всегда берет на себя ответственность за разрешение использования несертифицированного препарата. Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса – предусмотрено ли приобретение современного оборудования для онкологического института в 2022 году? Da, mulțumesc, doamna Bătnărenco. Da, în principiu, la prima întrebare ca continuare, pacienții cu diabet zaharat dispun de acces gratuit la tot tipul de alte tratamente, operații în cadrul poliției de asigurare și dacă ei au dizabilitate, asta înseamnă acces gratuit sau dacă muncesc, de asemenea. Deci cataracta se operează și toate complicațiile se operează, nu le avem. Nu din cauza că nu avem acces, nu avem tot tipul de tehnologii, de exemplu, implementate în țară. Și aici avem a lucra foarte mult, fiindcă calitatea operațiilor și succesul lor, de asemenea, depinde de echipamentele pe care le au diferite tipuri de chirurgii în țară. Ceea ce ține de medicamentele oncologice, regretabil este faptul, dar Moldova nu a înaintat prea mult prin a aduce în țară și a avea medicamente înregistrate de primă linie, care sunt foarte moderne și care sunt utilizate cu succes în lume și chiar în țările vecine. Noi cunoaștem despre acest lucru. Au existat deja ședințe cu Agenția Medicamentului. Ce trebuie să facem ca aceste medicamente să ajungă în țară? Ceea ce am schimbat noi în lista medicamentelor esențială, pentru prima dată acolo au apărut medicamente care urmează terapia strict țintită oncologică. Medicii oncologi s-au bucurat, deoarece aceasta înseamnă, aprobând această listă, că aceste medicamente vor ajunge în țară, deoarece ele vor fi anunțate pentru licitații, vor fi anunțate inclusiv în lista, poate, a medicamentelor compensate de viitor. Cu referire la echipamente, sunt de acord. Oncologia necesită, inclusiv pentru tratamente, echipamente foarte moderne. Și vreau să spun că în 2019 am făcut un efort mare, eu personal, atunci când unicul aparat bun radionuclear pentru tratament era defectat și institutul a fost nevoit să utilizeze un aparat vechi din anii 70, m-am adresat la Agenția Atomică Internațională, rugându-i foarte mult să ne ajute. Dumnealor au revenit foarte repede și au propus ca să plătim juma-juma. Deci noi am găsit acei bani la Ministerul Finanțelor, aparatul a costat deci 1.100.000 de euro, jumătate am plătit noi, mai mult de jumătate, 600.000 au plătit ei. Am debursat banii în octombrie, în noiembrie deja 2019, știți ce s-a întâmplat? Curtea de conturi a verificat, a scris acolo o concluzie că eu am fraudat bugetul statului,
Aparatul a ajuns, dar știți că n-a ajuns în această vară. Din 2019 a ajuns în 2021, cu regret, dar el este acum în țară, acolo se finalizează lucrările cu referire la bunker, deoarece condițiile de instalare ale lui sunt foarte specifice. El a ajuns deja, este pe loc, astfel această categorie de pacienți se va putea bucura de tratament aici, acasă, deci, și nu vor putea să caute în alte părți. De asemenea, Institutul Oncologic are nevoie de și nu a fost niciodată asigurat cu echipament. Știți din care motiv? Eu m-am interesat de ce Institutul Oncologic are o bază tehnică atât de slabă, deoarece se află dislocat la Malina Mică. Malina Mică este un oraș, un orășel medical. În jur sunt foarte multe instituții care ar putea să acorde aceste servicii și eu foarte frecvent îmi imaginez cum acești pacienți într-o stare foarte gravă sunt de fapt de fiecare dată deplasați undeva într-o instituție care chiar care se află poate la 200-300 de metri de acest institut, necesită inclusiv urcarea lor pe scări, atunci când lifturile nu lucrează și multe alte incomodități. Deci noi o să ținem cont de aceasta. În planul nostru pentru asigurarea Institutului Oncologic, inclusiv cu echipament, sunt incluse echipamente, dar eu cred că Institutul Oncologic are nevoie și de o restructurare pe interior. O parte din servicii, de mult, este necesar de a fi deconcentrate în regiuni, o parte centralizate, deci sunt câteva studii de fezabilitate care au fost efectuate pe parcursul ultimilor 15 ani. Din păcate, niciuna din recomandările acestor studii internaționale efectuate de către experți internaționali nu au fost puse în aplicare. De aia și situația acolo este atât de proastă. Vă mulțumim pentru acest răspuns exhaustiv. Domnul Rusol, următorul, vă rog. Николай Руссол, блок коммунистов и социалистов. Вопрос такой. Планируется ли увеличение числа операций по замене тазобедренного сустава, оплачиваемых полисом медицинского страхования, так как большие очереди и приходится долго ждать людям? Я вас рог компания с интервина с вас спону номеру конкрет, дар врял с вас спон, к 2019 к нам вини, там гасит он рынде 5000 чего де персоани, которые ж ожидал рынду. Și știți ce am descoperit? Știți de ce sunt create aceste rânduri? Ele nu sunt create de faptul că nu avem acești bani sau nu planificăm corect. Aceste rânduri erau create de aceste proceduri vicioase de licitație. Deci procedura de licitație pentru a procura, pentru instituțiile medico-sanitare publice, pentru a procura aceste proteze, sunt anunțate la începutul anului. Ele durează undeva până în luna aprilie, mai, în dependență. Uneori mai sunt reanunțate. După aceasta se începe procedura de contestații între agenții economici și final aceste proteze ajungeau în instituție în luna, cel mai devreme luna august, septembrie, octombrie. Instituțiile medicale atunci când ne-am chemat în ședință mi-au spus că ei după aceasta ca să-și asigure și să-și realizeze bugetul care a fost contractat inițial de la companie de asigurări, lucrau aproape și noaptea, fiindcă aceștia erau bani care au format bugetul și banii erau destul de importanți ca sume, deoarece costul unei operații este foarte înaltă. Atunci, în iunie, iulie, deoarece nu aveam când să aștept pentru luna septembrie, am găsit bani suficienți și am rugat compania de asigurări dacă au posibilitatea să contracteze și privații, adică atunci când vor veni în instituțiile de stat protezele, ei își vor începe, nu am tăiat din bugetul lor, și am descărcat la acea perioadă în jumătate rândul. Încă un așa efort, dacă îl facem în sistemul medical, noi eliminăm totalmente rândul. Dar este o problemă legată de achizițiile tehnologiilor, echipamentelor, consumabilelor pentru instituțiile medicale și cu scop medical, care, scuzați-mă, diferă foarte mult de achizițiile de tractoare. Și noi ne pierdem, eu cred că împreună și am o rugăminte foarte respectuoasă față de toți deputații să ne ajute cumva să venim cu niște modificări la legea achizițiilor publice în care cumva pentru sănătate s-ar pune totuși, nu știu,
puțin alte reguli, este ține mai mult de specialiștii de la Ministerul Finanțelor. Nu vreau să mă expun, nu sunt specialist eu în achiziții, dar este o problemă foarte mare și am văzut-o și acum, când procuram tot ce era necesar pentru lupta cu COVID și ne cramponam în aceste licitații. Chiar și acum, ceea ce am spus data trecută, aflându-ne în procurarea unui anumit vaccin, iarăși ne-am blocat pentru aproape 2 luni. O să revenim la dumneavoastră, inclusiv la comisiile de specialitate, pentru ca cumva să aducem lumină în acest subiect, dar poate compania de asigurări vă oferă un răspuns mai concret, strict la aceste operații. 39, vă rog. Denis Valac, director general adjunct Compania Națională de Asigurări Medicină. Vă mulțumesc pentru întrebare, domnule deputat. Țin să informez că pentru anul 2021 au fost contractate 19 instituții prestatoare de servicii medicale în cadrul programului special protezare articulațiilor mari, suma totală 139 de milioane de lei. Pentru anul viitor se planifică majorarea numărului de cazuri cu circa 600 de cazuri până la 3315 cazuri contractate. Într-adevăr, pot să confirm că numărul de cazuri contractate de către noi comparativ cu numărul executat, sau mai bine spus, numărul executat comparativ cu cel contractat este mai mic, luând în considerație acele aspecte care au fost invocate de către doamna ministru, și anume dificultăți la achiziții și disponibilitate cu consumabile pentru prestarea acestor servicii. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, doamna Dascălu. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este următoare. Spuneți, vă rog, doamna ministră, dacă măcar există la nivel de concept ca asigurarea medicală obligatorie să fie una cumulativă, asemeni practicilor europene? Asigurarea noastră este bazată pe 3 principii de bază. Deci pe solidaritate în primul rând și regulile sunt 3. Cel tânăr care este mai sănătos plătește pentru cel în vârstă, părinți sau bunici care deja au careva maladii și frecventează mai des instituția medicală. Cel sănătos plătește pentru cel bolnav și cel mai bogat plătește pentru cel mai sărac, deoarece fiecare plătește, de exemplu, cum acum 9% și 9% dintr-un salariu de 50.000 este 1, iar dintr-un salariu de 2.000, aceste 9% este o altă contribuție. Acesta este principiul de bază și este stabilit în baza sistemului Bismarck. Mai mult, sistemul Beveridge conține în sine elemente de cumulativă. Ce ar însemna cumulativ? Ar însemna că dacă eu, pe parcursul unui an, sau dumneavoastră, sau 2 ani, sau 3 ani, nu m-am adresat la medic niciodată, am avut grijă de sănătatea mea, sunt sănătoasă, această contribuție mi-o acumulez undeva. Și atunci eu vă întreb, iar acel pacient care plătește în fiecare lună din salariul său de 3.000 de lei, contribuția de 9% și pe parcursul unui an, eu știu, ar putea strânge câteva mii de lei contribuția lui în fondul de asigurări, atunci când ajunge pe un pat de reanimare care costă extraordinar de scump, cine îi achită? Deci acesta este principiul de solidaritate și ca principiu el este foarte bun. În momentul când noi însă împărțim prin toate buzunarele aceste contribuții, în baza cărui principiu va lucra acest sistem de asigurări obligatorii. Noi ne asigurăm un risc, deci eu mi-asigur riscul de sănătate. Atunci când eu nu sunt bolnavă sau am grijă de sănătatea mea, eu îmi împart cu dărnicie contribuția mea pentru părintele meu, pentru vecinul meu, pentru colegul meu, iar atunci când am eu nevoie, deci ei fac același lucru. Acesta este principiul de bază a sistemului de asigurări. Și, din păcate, dacă venim cu schimbări aici, atunci trebuie să ne gândim dacă acest buget va fi capabil să acopere toate aceste necesități. Și le vedem cel mai acut acum, în perioada COVID, când, de fapt, avem foarte mulți pacienți gravi care au necesitat cheltuieli mari. Majoritatea, chiar de vorbim de multe decese, majoritatea au supraviețuit, s-au întors acasă și acesta este, chiar și pentru o țară ca Republica Moldova, probabil este cel mai bun lucru într-un sistem de asigurări. Ceea ce este important este ca să facem ca această poliță de asigurare să lucreze cu adevărat, ca acel care contribuie atunci când
când este în contact cu sistemul medical, să știe, să fie absolut sigur că el are dreptul la acele servicii medicale pe care noi le-am declarat gratuite și acoperite. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Nostalco. Mulțumesc, domn președinte. Госпожа министр, много цифр действительно в этом информационном, в этом бюджете. Информационная нота куда лучше, чем информационная нота следующих докладчиков по бюджету. Но тем не менее, очень много говорилось о вами в первую очередь и нашумело в обществе. Тема касательно списка компенсируемых медикаментов с одной стороны и списка значимых медикаментов с другой стороны. Все мы прекрасно знаем, что команда министерства и КНАМА предыдущих правительств активно работала и разрабатывала эти пакеты документов. Тому доказательство эти документы на сайтах правительственных в обсуждении были. Вот, поэтому оно все шло. Но если мы возьмем цифры, то субпрограмма «Сервичи действительно компенсируемые медикаменты» и «Диспозитив Никали» 763 миллиона в этом году. В предыдущем году было 678. Если посмотреть на цифры, то действительно увеличение. Но, как вы сказали, 38 миллионов – это аналоги инсулина, и 43 миллиона – это диспозитив Медикали, в том числе и стомы, помимо значит, программы инсулина. Что касается и аналогов инсулина, и диспозитив Медикали, они были, но в другом механизме и в прошлом году. То есть это не новая политика. Если мы отминусуем от 763 миллионов две эти суммы, у нас остается 682 миллиона на компенсируемые медикаменты. В связи с этим возникает вопрос. Реальное увеличение только на 4 миллиона. Тот список, который вы озвучили, он действительно большой. Список, разработанный предыдущей командой и не оставленный вами, он не покрывает эти 4 миллиона. Откуда деньги? Domnul deputat, vreau să vă spun că dumneavoastră și aveți dreptate și nu aveți, fiindcă atunci când vorbim despre medicamentele antidiabetice care sunt acoperite din fondul de asigurări și trec din buget, noi evităm acea procedură vicioasă și complicată de licitații, care vorbeam anterior, care e exact așa cum se întâmplă la proteze și multe alte dispozitive. Deci ele durează în timp. Nu gândiți că la 1 ianuarie, atunci când se anunță o procedură de licitație pentru a procura insulină, ea, exact la 2 ianuarie, ele ajung în instituțiile medicale, în centrul de sănătate Bumbăta sau Ciocmaidan. Ele ajung foarte târziu. Ce fac pacienții în acea perioadă? S-a întrebat cineva. În momentul când noi trecem aceste medicamente compensate și acoperite prin rețeta compensată în farmacie, aceasta înseamnă acces imediat. Am spus de la 1 ianuarie, la 1 ianuarie el merge în farmacie și evită toate aceste proceduri de împărțire, de transport, de a le duce într-un centru, de la Chișinău, de la depozite, de a mai rămâne pe undeva pe buzunarele cuiva. Noi evităm factorul uman care adesea, de asemenea, să aplică erori. Ceea ce spuneți dumneavoastră despre sume, bugetele, din păcate, au una și aceeași caracteristică. Ele toate sunt limitate. Dacă vă faceți griji pentru faptul că noi nu o să acoperim și nu o să avem această creștere, o să o avem. În primul rând, uitați-vă la executarea bugetului pentru medicamente compensate pentru 10 luni. Noi avem rezerve mari și aici trebuie să venim cu o analiză foarte profundă. De ce sunt aceste rezerve? Fiindcă nu a ajuns pacientul la medicul de familie, fiindcă acolo în listă e inclus un medicament care nu are absolut nicio întrebare la pacient. Deci noi ar trebui să revizuim întreaga listă și de asemenea să vedem. Deci, este important că am luat deciziile corecte, noi o să putem veni la dumneavoastră cu un buget rectificat, deocamdată nouă nu ne este frică, deoarece avem aceste sume care vor rămâne în solduri și dumneavoastră cunoașteți, probabil că ați luat cunoștință cu raportul companiei de asigurări la 10 luni și avem acolo deja înregistrate 56 de milioane rezervă, mai avem încă 168 de milioane planificate pentru luna noiembrie și decembrie și o să vedem cât o să fie cheltuite din aceste sume. Cu referire la faptul precum că am preluat politicile pregătite de alții, nu sunt de acord cu dumneavoastră, aceste pregătite politicile care noi am lucrat la ele în 2019,
19, dar din păcate anume aceste medicamente, nu știu de ce, nu s-au regăsit mai departe. Fiindcă atunci când noi am plecat în noiembrie, dacă vă aduceți aminte, au existat niște ședințe de guvern în care practic ministerul împușca 10 de hotărâri de guvern și proiecte legislative. Și eu mă bucur foarte mult și aici sunt recunoscătoare doamnei ex-ministru pentru că a preluat și a transmis mai departe tot la ce am lucrat noi atunci. Fiindcă important este nu cine a făcut și cine a lucrat, dar este important că cele 120.000 care noi atunci, dumneavoastră le-ați votat ulterior, ele au ajuns la medici, diferite alte politici, iar ceea ce spuneți dumneavoastră cu medicamentele, îmi pare foarte rău că în acești 2 ani a rămas acest mecanism complicat cu 2 formule care atribuie gradul de compensare și nu s-a trecut la una mai simplă, care de fapt în același buget a făcut modificări esențiale, anume crescând accesul la medicamente. Astfel, întrebarea dumneavoastră așa, e mai mult politică, nu e una concretă, dar de aia și sunteți deputat și reprezentați fracțiunea aici. Bravo. Colega, asta a fost compliment. Bravo. Așa e mai politicos. Următoarea întrebare, domnule Dăstalcu. Domn Gros, o precizare. Госпожа министр, Инконтру întrebării, câte precizări vreți? O precizare eu am, da. Госпожа министр, вы и правы, и нет. И я объясню почему. Потому что да, действительно остается СОЛТ, неиспользованные деньги с фонда компенсировать медикаментами. Но это надо выяснить, почему так происходит, что в пересечено за месяц 3 рецепта выписывают. Почему так происходит? Да, требуется интервью, чилаут, скорее всего. Это я говорю данные за 19-й год осень. Вот. И это надо выяснить, почему так происходит. Что касается вот, программ диабета и так далее, мы с вашим коллегой второй ряд сверху боролись весь прошлый год за эти проекты, поэтому я прекрасно знаю, что и как делается. И еще раз хочу сказать спасибо членам КНАМА, команды той, которая разрабатывала, членам министерства, которая разрабатывала, моему коллеге с той стороны. Большое спасибо, госпожа министр. Госпоже Безверхней, которая отвечает за это направление. И которая действительно поняла, что от предыдущего министра не только портрет остался, как сказал один из чиновников, но и, как вы признали, действительно осталась масса работы. Тем не менее, перейдем ко второму вопросу. Вы отметили в своем выступлении, что касается оплаты труда вспомогательного персонала, персонала аукзилиар, с одной стороны, одновременно с этим персонал административного блока. Эта мера была начата с 1 октября этого года, и она, как мы видим в бюджете по финансам, продолжается и в 2022 году. Но то ли я не нашел, то ли вообще нет, ни лея не заложено на увеличение, реальное увеличение заработных плат медицинского персонала. Проясните ситуацию в этом направлении. Какая сумма заложена на 2022 год в этом направлении? Напомню, на прошлой неделе, когда вы у нас были в гостях, вы уверяли в нас, что деньги есть. Deci, domnul депутат, dumneavoastră știți că ceea ce am realizat noi cu majorarea salariului pentru personalul auxiliar se proiectează o sumă destul de îmbunătoare și pentru anul viitor. Și aceasta noi a trebuit să o definim în bugetul următor. Anului următor, sunt 280 de milioane. Deci personalul medical, acum noi suntem în situația pandemică și dumneavoastră cunoașteți că în marea majoritate a cazurilor personalul medical beneficiază de suplimente la salariu legate de COVID, care le permite, în comparație cu absolut toți ceilalți care activează în instituții bugetare, non-bugetare, să aibă un salariu cât de cât satisfăcător. Deci noi sperăm că, totuși, pentru anul viitor, presiunea pandemică va scădea, toți banii care se eliberează de acolo vor merge absolut toți la salarii. Noi nu-i putem lua acum, când suntem încă în criză pandemică, din alte sume preconizate pentru medicamente, pentru reacția în stări de criză și așa mai departe, ca să facem față următorului val, fiindcă dumneavoastră vedeți deja valul 5, se primblă prin Europa deja, prin multe țări, deci el este prognozat și la noi, am primit calculele deja, dar dacă
Noi vom putea să evităm, mă refer la nivel global, presiunea care a fost în anul acesta pandemică pe sistemele de sănătate în anul viitor, eu vă asigur că sunt suficienți bani pentru ca noi să venim cu majorarea salariului. Cu atât mai mult că nici nu avem nevoie de inițiative legislative, știți că este modificare la hotărârea de guvern. La momentul de față pot să vă aduc la cunoștință salariile medii care sunt pe țară în medicină, ele sunt comparativ cu altele destul de mari. Și dumneavoastră cunoașteți în special în secțiile COVID cât primesc și medicii și asistentele medicale. Și la momentul de față, criza, de fapt, energetică, a pus o presiune pe întreg bugetul și aceasta s-a reflectat și s-a proiectat inclusiv și pe bugetul nostru. Și noi avem doar două căi de a majora bugetul fondului de asigurări. Una este sau punem această povară pe întreaga populație și majorăm acești 9%, aceste 9%, dar dumneavoastră ați relatat anterior, în diferite luări de cuvânt, că nu trebuie nici de cum să punem presiune pe populație. Deci propuneți asta sau majorăm aceste 4.000, ce facem ca să majorăm? Eu aștept de la dumneavoastră atunci când puneți o întrebare să veniți și cu o inițiativă. Ca să majorăm acest buget pe care l-am declarat de 12 miliarde, veniți cu o propunere concretă. Majorăm aceste 9%, da? Deci vreau ca toată populația să cunoască că dumneavoastră doriți să majorăm fondul de asigurări și să majorăm povara pe contribuția fiecăruia, fiindcă vă spuneam, oricare buget are o limită, dar vă spun că există această rezervă pe care noi pe parcursul anului 2022 o putem utiliza cu succes, inclusiv la majorarea salariilor întreg personalului medical. Domnul Dăstal, cu precizare sau... Da, vă rog, scurt, nu cred, dar poftim. Microfonul domnului Досталку, да. Спасибо большое, господин председатель. Госпожа министр, хорошо, что вы напомнили о решении. Я хотел бы обратиться опять же к моему коллеге со второго ряда, дабы не давать права на реплику. Сегодня на комиссии буквально мы обсуждали возможный механизм, через который могут поступать деньги в кассу медицинского страхования. Это раз. И там серьезные суммы, которые будут достаточны. Пусть не на 70% повышения заработной платы, как сделали мы в предыдущем году, но хотя бы на 20-25. Это раз. Два. Второй механизм. Сегодня мы с вами оплачиваем 9% фонд медицинского страхования. Те, кто покупают, платят полис 4056 лей, а государство за 15 или 16 категорий, которые оно страхует, платит 1500 или 1600 леев. Может быть, пересмотреть участие государства в более справедливую сторону по отношению ко всем плательщикам. Но это так, на будущее для дискуссии. Но тем не менее, варианты мы вам предложили. Спасибо. Da, domnule Досталку, pe mine personal nu o să mă puteți învinui niciodată că eu nu sunt ministrul care nu am grijă de ridicarea, majorarea salariului personalului medical. Cunoașteți că atunci, imediat când am venit în 2019, am majorat esențial plata pentru gărzile de noapte, care și acum în toată această perioadă COVID a fost un suport esențial, anume pentru medicii care au lucrat în ture. Acum, de asemenea, cum am venit în acel buget care exista, am găsit acești bani ca să majorăm acolo unde doare cel mai mult, la personal auxiliar. Fiți sigură că eu sunt exact omul care o să am grijă de majorarea salariilor. Vă mulțumesc, avem toată încrederea. Doamna Apostolova. Спасибо большое. Госпожа министр, мы сегодня рассматривали 366 проект о государственном бюджете на 2022 год. Сейчас рассматриваем 364 непосредственно по бюджету медицинского страхования. Но ни в одном и ни в другом проекте мы не нашли те предложения, о которых мы говорили неделю назад, и те предложения в защиту медиков, которые мы изложили в проекте 311 фракции партии ШОР. В связи с этим у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы уже, Министерство здравоохранения, получили проект 311 для авиза и для согласования фракции партии ШОР? Спасибо. Да. Doamna депутат, noi am primit și vreau să vă spun. Eu sunt medic și cunosc foarte bine sistemul medical și vreau să vă spun un lucru, că medicii
și tot personalul medical cel mai mult au nevoie de echipamente, condiții de muncă, infrastructură bună, deci salariile care au fost majorate și următoare, ei nu se află în grad de dizabilitate ca să le oferim diferite politici și chestii de protecție. Asta este părerea mea personală ca medic. Cu referire că dumneavoastră spuneți că diferite protecții, eu nu cred că cineva îi atacă pe medici ca noi să le oferim protecție. Ei sunt aceeași categorie de personal în comparație cu pedagogii, în comparație cu inginerii, cu funcționarii publici. Dar eu știu sigur că ei își doresc echipamente moderne, își doresc salarii bune, își doresc condiții de activitate, acces la tratamente moderne, medicamente în farmacii. Deci asta e mult mai important și asta eu am să fac. La inițiativa dumneavoastră o să răspund. Vreau să vă spun că și de-a mele foarte multe planuri personale care eu le visez și vreau să le realizez, nu le-am putut include în acest buget. Și vă mai repet, un buget are o limită. Și noi trebuie să alegem prioritățile majore, prioritățile importante, prioritățile și după aceasta altele. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Vă mulțumesc, doamna Apostolova. A doua întrebare, vă rog. Хочу напомнить, что неделю назад, когда этот вопрос поднял господин Жердан, вы по-другому отвечали. На сегодня, учитывая то, в каком состоянии данный проект, фракция ШОР его не поддержит, и мы надеемся, что какие-то изменения будут во время второго чтения. Спасибо. Мулцумеск, următoarea întrebare, domnul Marian. Da, mersi mult, domnul președinte. Eu o întrebare foarte scurtă. Referitor la majorările salariale din sector, recent ați anunțat o majorare de 57% pentru personal tehnic din sistemul de sănătate. Dacă puteți să-mi spuneți număr de beneficiari, câți ar fi asta? Eu cred că sunt foarte mulți beneficiari, eu nu am. Pot să vă spun doar undeva creșterile salariale. Deci pentru muncitorii necalificați de la 2000 și ceva au crescut la 3900. Pentru muncitorii calificați au crescut de la 3.000 și ceva la 5.000 și pentru cei cu studii superioare au ajuns de la 5.000, o să adaug cu colegii, la 9.000. Și vreau să vă spun că un spital, cât de bine nu ar fi dotat, chiar un spital performant, cât de bune cadre medicale nu ar avea, dacă acești lucrători care, hai să-i numim invizibili, noi nu vedem, vedem medicul, vedem asistentul medical, persoanele cu care comunicăm atunci când ne aflăm pe un pat de spital sau într-o instituție, dar ei sunt mii în spate care întrețin activitatea unui spital și a unui instituție medicale. Aceștia sunt electricieni, ingineri, lăcătuși, șoferi, bufetiere, spălătoresă, surori econome, sunt foarte mulți care, de fapt, dacă măcar o singură zi, o singură oră sau 10 minute și ar întrerupe activitatea, acest spital ar cădea. Și este foarte important să majorăm salariul acestei categorii care a fost uitată. Și apropo, domnul Adnostalcu, anul trecut ați majorat doar cu 3% la această categorie. Ar fi putut să faceți un efort puțin mai mare, măcar un 10%, și ar fi fost de înțeles că v-ați dat 3% pentru un salariu de 2000, cam vă dați seama cât a fost. Și o să rog colegii de la companie să vă răspundă strict cât e de mare armata acestor lucrători. Vă rog. Vă mulțumesc pentru întrebare, domnule deputat. Deci de această majorare cu 57% de la 1 noiembrie vor beneficia circa 7081 unități de personal total pe sistem. Dacă este necesar, am și pe fiecare tip de asistență separat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, doamna Lozovan. Da, mulțumesc. Bună ziua, doamna ministru. Dacă nu ne referim la cheltuieli de personal, cum va fi asigurată activitatea instituțiilor medico-sanitare în raport cu majorarea tarifelor la gazele naturale și la energie electrică? Vorbim de cheltuieli curente, de întreținere, combustibil și așa mai departe. Mulțumesc. Deci noi am făcut deja o analiză și cunoaștem toate instituțiile atunci când a fost anunțată situație de criză. Am trecut în revistă absolut toate instituțiile, ne-am clarificat cum se încălzesc, pe bază de ce. 65% din toate instituțiile medicale din Republica Moldova sunt întreținute pe bază de
gaze. De asemenea, nu toate dispun de generatoare. Dacă și există generatoare, sunt doar pentru secțiile de reanimare. Este o problemă care, de fapt, va pune o povară și iată, acesta este motivul, fiindcă încercăm cumva să găsim acești bani atunci când o să fie aprobate devizul lor de cheltuieli și vor fi aprobate inclusiv de către compania de asigurări. Și acesta este motivul cel mai important, domnul Nostalcu, de ce noi nu am mers cu majorarea salariilor. Fiindcă noi nu putem să mergem și cu majorarea salariilor și cu asigurarea activității instituției și cu plata tuturor cheltuielilor, dar noi deja avem o analiză și vom veni cu o politică foarte clară, anume pentru ca povara să fie posibil de asimilat, aș spune așa, ca instituția medicală nici de cum să nu intre în faliment. Și trebuie să vă recunosc că chiar și cu tarifele vechi, unele instituții medicale au înregistrat, și dumneavoastră cunoașteți că mergeți în teritorii, unele instituții medicale au înregistrat datorii, cel mai mult clar că ele sunt induse de medicamente, fiindcă ei au procurat foarte multe consumabile, iar cea mai mare povară, poate care dumneavoastră nu o cunoașteți, a fost povara echipamentelor de o singură folosință, deci vă dați seama câte schimburi sunt, de fapt, aruncate la deșeuri pe zi, de câte ori personalul medical intră în reanimare, iese, își schimbă deci măști, mănuși, halate și aceasta este o cheltuială foarte mare. Dacă toți împreună facem o campanie provaccinare astfel ca povara pandemiei să scadă pe sistemul de sănătate din Republica Moldova, eu vă asigur că foarte mulți bani vor fi eliberați anume din aceste cheltuieli majore care vin pe sistem. Microfonul domnului Jardan, vă rog. Scuzați, doamna Lozovan, a doua întrebare. Domnul Jardan, revin. Microfonul doamnei Lozovan, vă rog. Da, mulțumesc. Și încă o întrebare. Ce va fi totuși cu centrul COVID de la Moldexpo? Știm că putem să așteptăm un val nou de pandemie. Doamna deputată, aceasta nu este o decizie a mea personală. Deci noi avem un grup de lucru care va face o analiză, dar vreau să vă spun că lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și spuneam data trecută că acest centru a fost strict necesar, în special atunci când l-a deschis cu scopul inițial de triere, fiindcă pacienții, pentru ca să dispună de un test PCR, era nevoie uneori de 24 de ore, se colecta, dacă vă aduceți aminte, anul trecut se efectuau undeva 300 de teste în zi. Acești pacienți trebuiau undeva amplasați, nu se știa care din el este contagios, care nu. Acum lucrurile în domeniul dat au evoluat foarte și foarte mult. Noi dispunem de foarte multe teste PCR, noi dispunem de 5 subdiviziuni a Laboratorului Central al Agenției Naționale de Sănătate Publică, care sunt dislocate în țară, în regiuni. Noi dispunem de teste rapide, care pot fi asigurate în fiecare punct medical, de medicină primară, în instituții municipale, raionale, sătești, în toate spitalele, pe ambulanțe. De asemenea, acum procurăm teste rapide, astfel nu este nevoie, totodată, la momentul dacă se va lua decizia de a închide acest centru, fiindcă el nu corespunde unor standarde actuale, și aceasta cel mai bine o să vă confirme pacienții care au trecut prin acest centru, nu mă refer la asigurarea calității și atitudinii medicilor care au muncit acolo, dar mă refer la toate condițiile, inclusiv standardele medicale. Deci noi o să găsim oportunitatea să avem ca rezervă exact acel număr de paturi pe care o să decidem să-l închidem. Și vreau să vă aduc la cunoștință că comparativ cu valul 2, în primăvară când am fost, sistemul a activat în jur de 5.000 de paturi. Noi acum ne-am descurcat cu 3.700. Deci în următorul val, vă asigur că vor fi și mai puține. Dar fondul total de paturi pe țară este mai mult decât 11.000 de paturi. Astfel, noi avem rezerve de paturi și nu trebuie să chinuim nici personalul medical și nici medicii într-un așa centru care este amplasat doar pentru cazuri de urgență și noi deja am ieșit din etapa care a fost în anul trecut, din punct de vedere medical.
Vă mulțumesc, domnul Jordan, în continuare, vă rog. Mersi, domnul președinte. S-au mai aprobat bugete în Parlamentul ăsta și era agitație mare, era să mai rupeau microfoane, mai nu știu ce. Astăzi așa o stare, o anturaj, mă uit în stânga, în dreapta, unii colegi mai se adoarmă, mai se plictisesc și a venit chiar în democrație foarte corect și chiar mă mira această situație și a venit o întrebare simplă de la colega doamna Apostola și imediat mediul fonic s-a majorat, a apărut răspuns pe un glas mai tare și nu știu de ce, doamna ministru, cer scuze, am simțit așa puțină răutate în glas, poate eu greșesc, cer scuze, dar asta am simțit puțin și după mine a fost iarăși comentarii, ceea ce am rugat și data trecută, un dialog între raportor și deputat. Nu vreau careva comentarii, vă spun ceea ce am simțit eu, puțină iritare a fost în glas. Și a fost o întrebare banală, care am dat-o și data trecută. Și citesc ce a spus dumneavoastră, doamnă ministru, că medicii au nevoie de echipamente, medicii au nevoie de infrastructură. Corect. Dar tot dumneavoastră spuneați că condițiile de muncă, salarizarea și restul duc sistemul, în sistem este o lipsă mare de medici. Ceea ce am propus noi, nimic rău, poate n-ați înțeles corect reșind din ceea ce ați noastră că medicii nu au nevoie de apărare, că ei sunt aceiași pedagogi și nu-i atacă nimeni. Noi nu am propus să le dăm pază de stat sau altceva. Noi am propus pachetul social să fie majorat, să fie egalați cu alte categorii de angajați. Asta am solicitat pentru a îmbunătăți condițiile de trai a medicilor și a-i menține în sistem, doar atâta. Și data trecută, ce ați spus dumneavoastră, chiar m-am așteptat la puțină, altceva m-am așteptat. Și acum mă face să gândesc că totuși e o problemă de unde vine anumite proiecte. Nu. Dacă greșesc, îmi cer scuze, dar asta a fost impresia mea. Domnul Jordan, chiar imediat, în timpul următor, o să vin cu o propunere, dumneavoastră știți că tot noi atunci am pregătit, după asta ați aprobat dumneavoastră aici care erați deputați, pentru plata celor 120.000 pentru medici și 96.000 pentru asistență medicală, atunci când ei merg în zonele rurale. Ele sunt plătite în trei tranșe. Eu o să vin cu o propunere ca noi să o plătim într-o singură tranșă, peste 6 luni de la începutul serviciului. Fiindcă plata în trei tranșe nu îi oferă unui tânăr posibilitatea nici să-și procure poate un apartament sau să mai adauge ceva bani. Iată, va fi una din primele inițiative. Altceva, este nevoie de un program de stat mare, la nivel de stat, în care nu doar medicii, probabil și alte categorii de personal, să fie asigurate atunci când merg în regiuni cu apartamente sociale, care să vedem care este modalitatea. Și eu am venit personal cu această propunere și iată, domnul Perciun poate să confirme, noi am discutat că ar fi bine să atașăm aici pedagogii. Eu nu aș vrea ca noi să privim cumva fărâmițat la toate aceste politici. Am vrea să construim un program de stat dacă ne dorim să susținem zona rurală, fiindcă este într-adevăr un subiect foarte important și eu cunosc câte instituții duc lipsă foarte mare de medici. Și noi am avut repartizarea acum a tinerilor medici și eu am asistat absolut la toată repartizarea discutând cu medicii și încercând să-i convinc că avem nevoie în Bălți, avem nevoie în sate, avem nevoie de chirurgi în localități, de oncologi, de cardiologi. Toți preferă să rămână, toți absolvenții în Chișinău. Și înțeleg, în mare majoritate a cazurilor ei merg, nu vor să meargă doar din două motive. Deci infrastructura proastă, ei ce au lucrat, au activat în condiții foarte bune și ar însemna că se duc undeva unde nu mai pot aplica acele cunoștințe. Și doi, locul de trai. Eu aș vrea să venim cu o viziune mult mai statală, nu doar cu politici sociale. Și vreau să spun că ați discutat la capitolul buget, când era domnul Budeanschi și ați discutat, a fost o întrebare vis-a-vis de penitenciare. Eu cunosc problema doctorilor, personalul medical de acolo. Iată, ei au aceste acoperiri sociale și vreau să spun că nu sunt bune, deoarece sunt clasați în anumite categorii de specialitate care nu le permite ca un fel de funcționari cu un anumit grad special, aproape ca militarii,
ceea ce nu le permite să activeze undeva, nici să ia gărzi de noapte care le-ar putea cumva deschide, eu știu, oportunitatea de a câștiga mai mulți bani, ei stau închistați doar în acel salariu stabilit de funcționar și aceasta e o problemă foarte mare care duce, de fapt, la lipsa personalului. Astfel trebuie să ne gândim împreună și foarte serios vis-a-vis de politicile motivaționale. Și credeți-mă, resursul umane este ceva cu care eu m-am ocupat și cunosc foarte bine politicile OMS, care anume politici motivaționale,